Bun regăsit, stimați telespectatori, din nou la o emisiune de-a noastră Români pentru Români. În această după-amiază vom încerca să completăm gama de știri care ajunge din România, tot pe televiziunea noastră de Dacia TV, știri vis-a-vis de situația politică de acasă. Vom încerca prin această emisiune să înțelegem, stimați telespectatori, cum gândesc și cum văd unii colegi ai Partidului Social Democrat de aici, din Italia, situația de acasă, pentru că vom avea de discutat în jurul acestor probleme foarte intens în această după-amiază. Vom încerca să înțelegem ce se întâmplă cu premierul României, Victor Ponta, care este în Turcia pentru o operație la genunchi. Vom încerca să înțelegem de ce domnia sa nu se conformează dorințelor, doleanțelor colegilor de partid. Toți marii grei din PSD au cerut în aceste zile să se întoarcă pentru că situația acasă este destul de delicată, atât în Partidul Social Democrat cât și în Guvernul României. Vom încerca să discutăm asupra acestor argumente delicate. Vom încerca să discutăm cum știm noi mai bine, pentru că, repet, informații despre aceste situații le avem. Ajung constant pe televiziunea noastră, pe Dacia TV, prin intermediul colegilor de la Realitatea. Dar trebuie să ne spunem și noi punctul de vedere, cum vedem lucrurile de aici. Cum putem să contribuim și noi la aceste situații delicate? Ce putem face? Care ar fi țipătul, strigătul care trebuie să-l avem către cei de acasă? Va fi o emisiune destul de dezbătută pentru că, repet, situația nu este deloc simplă acasă. Situația rudelor, prietenilor, a familiilor noastre este destul din ce în ce mai grea și se datorează mult comportamentului politicienilor de acasă. Oameni care poate nu-și fac treaba, oameni care își fac treaba mai mult sau mai puțin. Opoziția pare că vrea neapărat să preia puterea în România, să intre la guvernare. O să încercăm să înțelegem dacă merită opoziția, pentru că eu personal, credeți-mă, mi-ar place să știu că undeva în fruntea țării, acolo, în guvernul României, sunt oameni capabili, oameni care au și fac ceva pentru România, pentru cetățenii ei, pentru aceste situații. Am fost zilele acestea trași de ureche în continuare de Comisia Europeană. Vicepreședintele Comisiei Europene ne-a atras atenția că în România situația este delicată. Am văzut și un răspuns destul de elegant și prompt al președintelui Parlamentului care îi spune, atenție, că ce se întâmplă la noi nu se întâmplă la voi, în Olanda. Că la noi începe din ce în ce mai mult să fie o prezență constantă a serviciilor secrete în justiția României, lucru care este interzis și nepermis, pentru că atunci justiția nu își mai face treaba cum este normal să se întâmple. Dar pentru aceste argumente vom discuta în această după-amiază. Eu am încercat să aduc în studio, în această emisiune, doar și numai politicieni de-ai noștri, de aici din Italia, politicieni care militează în Partidul Social Democrat, încearcă și ei să reprezinte, cum știu mai bine aici în Italia, interesele partidului, dar ce mi-ar place să se întâmple, cum din partea lor, aș vrea să văd că reprezintă mult interesele comunității românilor de aici din Italia, pentru că teoretic, un PSD puternic, o organizație sau o participare puternică din Italia de aici în rândurile Partidului Social Democrat ar trebui să rezolve multe din problemele noastre. Reamintesc, PSD înseamnă Partidul Social Democrat, deci are o doctrină socială de care ar trebui să profite din plin majoritatea românilor, pentru că politica socială se adresează acelora care au nevoie. Acelora care au nevoie, stimați telespectatori. Vedem în această după-amiază dacă Partidul Social Democrat din Italia, PSD-ul, reprezentanții PSD-ului sunt în măsură să reprezinte interesele dumneavoastră, să lupte pentru problemele care sunt aici în Italia. Vom avea o discuție destul de intensă, exact cum v-am spus. Înainte să trecem la dezbaterea propriu-zisă, permiteți-mi să vă prezint invitații mei din această după-amiază și să le mulțumesc încă de pe acum că au binevoit să participe la această emisiune. Florin Tătaru, îți mulțumesc că ai venit în emisiunea din această după-amiază. Bine ai venit! Bună seara! Bună seara telespectatorilor dumneavoastră și sper să fim
Pentru prima dată avem o doamnă, prin excelență spun eu, pentru că am auzit lucruri frumoase de domnia sa, o româncă care face politică. Bravo! Bravo, spun, am spus tot timpul, pentru cei care fac politică în Partidul Social Democrat, pentru cei care fac politică în Partidul Național Liberal, pentru cei care au militat cândva pentru PDL, acum mai nou PNL, acolo nu prea se înțelege cum stau lucrurile, dar sper că ne vor lămuri într-o altă emisiune colegii domnilor lor. Liana Laban, bine ai venit în emisiunea noastră. Bună seara! Bine ai venit în emisiunea noastră din această dimineață. Cristina Hoi, bine ai revenit în emisiunea noastră, pentru că mi-am amintesc că ai mai venit odată în emisiune, așa că reprezentant al... Nu am fost eu, am fost altcineva. Iertare, da. Reprezentant al Partidului Social Democrat din localitatea Burgheziana, aici lângă Roma, o localitate unde sunt câteva mii de români. Bună seara, pentru că este o comunitate foarte mare, avem 17.000 de rezidenți români. Am decis să facem această filială. Observ că ai venit cu cărțile învățate. Așa eu că vorbim. Dorin Petcu, mulțumim că existi. La fel, președintele Partidului Social Democrat din Roma. Deci avem o echipă completă, să spunem, pe Roma. Aproape. Bine, mai aveți câteva zone de acoperit. Dar, mă rog, încercăm să vă urmărim îndeaproape. Când călcați strâmb, atenție! Atenția lupo, se zice. Dragi telespectatori, da, sunt de-ai noștri. Sunt oameni, din punctul meu de vedere, oameni de bună credință și curajoși. Pentru că să faci politică în ziua de astăzi nu e lucru... Nu e simplu, nu e deloc simplu. Dar, mă rog, haideți să vedem cum vedem noi, cum vedeți dumneavoastră, stimați invitați, situația politică din România. Am văzut un circ continuu zilele acestea, se vorbește prin cercurile liberale și alte partide că Partidul Social Democrat este în mare risc. Riscă să se dizolve, riscă să se rupă, riscă să se spargă. E adevărat ce se spune? Dacă pot să încep primul, eu nu văd atât de mult acest război în cadrul Partidului Social Democrat. Noi am venit acum, recent am fost la București, nu știu dacă știți, noi ne-am ales conducerea Partidului Social Democrat Diaspora. Este o nouă conducere, o conducere interimară până în decembrie. Președintele PSD Diaspora fiind domnul Cătălin Rădulescu, secretar general domnul Ciprian Manoliu, o cunoștință cred că comună de-a noastră. Da, e italian de-a noastră. Italian de-a noastră, la Milano, da. Fost președinte. E o echipă care efectiv a început o... de la punctul zero. Noi plecăm de la punctul zero, plecăm de la începuturi. Cu toate că suntem filiala, să zicem, PSD Italia și PSD Diaspora, suntem, dacă știu bine, eu cel mai mare partid din diaspora. Rămânem pe argumentul ăsta, mă interesează. Poate și pe telespectatorii noștri interesează să știe ce se întâmplă, ce proiecte are această filială PSD Diaspora. PSD Diaspora. Da, haideți să rămânem pe chestia asta și după aceea ne întoarcem pe situația politică de acasă. Pentru că, după cum vedeți, stimați telespectatori, emisiunea este spontană, discuțiile sunt libere, nu ne-am pregătit un desfășurător exact. Vestea cu PSD Diaspora a venit acum și discutăm pe ea. Florin Tătaru. PSD Diaspora, gândit din 1900 toamna, de mulți ani, de când tot aud de acest PSD Diaspora, iată că se conturează, se așează. Cu ce gânduri și cu ce proiecte vis-a-vis de românii din diaspora? Sunteți interesați doar acum, la un an înaintea alegerilor, să adunați voturi sau să faceți o politică adevărată, exact cum ar trebui să aibă aici românii în Italia? Noi... PSD Diaspora, de când a luat naștere, din 2010, tot timpul s-a bazat, PSD Diaspora vorbesc, s-a bazat pe intervenția și ajutorul comunității de români din țara respectivă. Noi vorbim de Italia, tot timpul am fost în mijlocul ca o asociație. Normal, suntem o filială a PSD din România și încercăm să ducem problemele și ideile celor de aici, nevoile cu care se confruntă cei de aici din teritoriu, să le ducem direct la instituțiile politice din România. Eu cred că din 2012, de când PSD-ul a venit la guvernare, nu trebuie să spun eu, spune mass media, că
că Partidul Social Democrat, într-adevăr, este un partid al societății, al oamenilor de rând. Au luat multe măsuri bune pe care le-a pus în practică și cred că asta este și datorită nouă cei care suntem în diaspora. Multe legi, multe proiecte, vedeți prea bine că acum mulți politicieni sunt în teritoriu, diaspora este cât mai sensibilă și mai în atenția lor. Noi și acum a fost domnul ministru de dialog social, Liviu Pop, care a venit aici expre să dea o mână de ajutor comunității, să încheie tot felul de tratative cu ONG-urile pentru a ajunge direct în casa noastră, cum se spune mai aici. Nu, eu mă gândesc, Florin, că aici, în Italia, sunt foarte mulți connaționali de noștri și dintr-o statistică s-ar părea că românii din diaspora gândesc politic vorbind la fel ca cei de acasă. Deci procentul este cam același. 40% sau nu știu cât se înclină către politica socială, către PSD, câteva procente către partidele de extremă centru și 15% pare că ar avea PNL-ul. Deci, din statisticile care le avem la îndemână, s-ar părea că populația românească din Italia este, politic vorbind, egală cu cea din țară. Lucru care nu s-a demonstrat la alegerile prezidențiale. Dar asta e o altă mâncare de pește, o să o discutăm poate tot pe parcursul emisiunii, o să înțelegem de ce atunci mulți s-au concentrat sau poate s-au organizat mai bine în momentul respectiv Partidul Național Liberal. Mă rog, asta rămâne de văzut. Dar mă interesează foarte mult să transmitem telespectatorilor noștri din această după-amiază cât mai multe informații despre această structură nouă, am putea spune, chiar dacă a fost gândită undeva în 2010, PSD Diaspora. Pentru că, repet, foarte mulți dintre telespectatori poate sunt interesați să se înscrie sau aveți o posibilitate să înscrieți, mă bănuiesc, să legitimați. Da, noi suntem și pe mass media, pe Facebook ne găsește, tot timpul facem anunțuri. Okay. Poate să ia legătura cu noi. Scopul nostru, proiectul nostru este să adunăm oamenii care vor să facă politică, să fie alături de noi, să încercăm să ajutăm oamenii care vor să se implementeze în clasa politică din Italia și să luptăm împreună pentru ideologia adevărată de stânga. Nu suntem aici să apărăm anumite persoane politice sau nume. Noi vrem să apărăm Partidul Social Democrat ca ideologie, ca doctrină. Și interesele, mă rog, și interesele comunităților. Iar în ceea ce privește în noiembrie, la alegerile din noiembrie, că PSD-ul, să zicem că nu, au pierdut alegerile, vreau să vă spun că după alegerile prezidențiale au început un val de simpatie pentru PSD, fapt pentru care noi am deschis foarte multe filiale imediat după alegeri. Deci suntem cât? 3 milioane. În Italia suntem 1.800.000 sau cât suntem? 1.800.000. Am votat. Cât am votat? 8%, 10% am votat. Nu trebuie să ignorăm pe ceilalți 90% care au rămas. Fapt pentru care s-au simțit nereprezentați, pentru că nu au fost la vot ceilalți, și a pornit un val de simpatie pentru PSD, fapt pentru care am început imediat și am făcut o serie, dar nu mi-aduc bine aminte, de cel puțin 7-8 filiale imediat după alegeri. Explicația alte... care poate fi? Ok, perfect. În aceste filiale, cum se pot înscrie connaționalii noștri? Vor avea o legitimație de partid? Carnet de partid. Carnet de partid. În momentul în care faci membru de partid, carnet de membru de partid. Ok. În momentul în care își dă consimțământul să-i facem o adeziune și o înscriere la Partidul Social Democrat, PSD Diaspora... Se plătește o cotizație? Nu. Membrii nu. Nici de-abia acum stăm să vedem cum putem să ne autofinanțăm, că e singura... Noi facem un voluntariat, PSD Diaspora înseamnă voluntariat în politica pe care o face. În sfârșit văd și o structură politică care face voluntariat, pentru că vrea să face pe bani sau pe ciolan în țară. Aici... De multe ori vedem pe Facebook, în mass media, dacă ne întâlnim la o cină cu prietenii, dacă ne întâlnim la prietenii, vorbesc familia PSD Diaspora,
hoții ne mănâncă, au furat, uitați. Noi facem politică voluntariat. Pe timpul nostru, pe banii noștri, nu suntem plătiți, nu... Deci o facem efectiv, o că ne place să facem politică. Haideți să vedem baronul local, haideți să vedem obiectivele PSD diaspora și ce rezultate ați avut sau vă propuneți să aveți în viitor. Pentru că dacă asta e cel mai important, dacă faceți voluntariat, faceți pe banii voștri și aduceți și rezultate importante, cum a spus Florin Tătaru mai devreme, că de aici, din diaspora, au plecat idei, proiecte de legi, lucru foarte interesant. Dacă într-adevăr se întâmplă așa aici, în Italia, înseamnă că este un miracol. Adică se poate face politică și pentru, din simpatia politică și pentru doctrină și pentru alte idei politice, idealuri, nu numai pentru bani și pentru fotolii, ciolane, scaune și alte... Sigur. Eugen, pot să-ți dau un exemplu de un proiect care a plecat de la noi, de la Partidul Social Democrat. Proiect de lege? Un proiect de lege și un proiect care este acum în dezbatere, care foarte mult diaspora ține să se voteze. Este Congresul Consiliul Diasporei. Acest proiect a plecat de la noi, de la Titus Corlățean, în 2009, care l-a scris Camera Deputaților. A fost agreat de toți, a fost spus, este pe 100 de metri ca să se voteze bugetul și să se voteze Consiliul ăsta al Diasporei. Păi, deci asta este un lucru e prevăzut în Constituția României, Consiliul Românilor de Pretutindeni, dar încă nu... Partidul care guvernează acum, PSD-ul, sunteți obligați să dați drumul la bani și să organizați acest congres, pentru că nu vă lipsește instrumentele. Ascultă, există și a fost aprobat de Camera de Deputați și Senat la cererea făcută de domnul Titus Corlățean în 2007-2008. Am înțeles, Florin, dar mai trece un an și ne trezim mai că trece nici un an. Atunci au fost la guvernare. În 2010, în 2012, de când este Victor Ponta, au fost foarte multe priorități, emergențe, din care vezi și tu acum că totul se guvernează bine, se scade TVA-ul, se măresc salariile, dar e problemă că cei de dreapta vor să câștige, să... Să preia puterea, normal, orice okay. Opoziție vrea la deci, putere. Deci foarte multe lucruri de rezolvat. Asta este un lucru care, siguranță, se va rezolva. Deci ăsta e un proiect pe care a plecat de la noi. Și mai sunt și alte, dacă vrei să ți le spun, care sunt... Nu, rămâne pe asta, pentru că dacă nu avem o promisiune că anul acesta se organizează Consiliul Diasporei la București, la anul este aproape inutil să-l mai organizez, pentru că atunci se va interpreta că acest Consiliu este format doar din PSD-iști și atât, pentru că zici, îl organizezi în an electoral, cu câteva luni înainte de alegeri, normal să fie așa. Deci eu cer să fie anul acesta organizat Congresul Diasporei. Și noi suntem de acord cu tine și noi l-am cerut. Toți membrii marcanți care vin aici și care poate să contribuie să urgenteze acest proiect, noi am fost tot timpul și tot timpul presăm și când mergem la București, tot timpul presăm, pentru că e un interes și o idee a noastră. Știu. Pentru că Parlamentul nostru, Senatul, trebuie să aibă oameni din diaspora. Am discutat și cu ministrul delegat pentru Românii de Pretutindeni, cu domnul Angel Tâlvăr. Și la fel, domnia sa mi-a spus că proiectul acesta al Consiliului Diasporei este în Parlament, dar acolo blocat pentru că trebuie să dezbată și să aloce o sumă. E vorba de câțiva bănuți. Păi, hai să-ți mai spun un singur lucru. Să... Alocația asta la sumă și toți. În România acum toți au frică să semneze orice. Și toate sunt blocate, dacă vezi, în România. Fondurile, toate ideile, toate proiectele, toți au frica, pentru că nu vezi, n-au timp să facă un lucru bun, pentru că deja pe partea cealaltă... DNA o interviu. Se fabrică dosare la comandă. Noi vorbim că de dosare, că aici nu e vorba de dosare, dar tu nu vezi. Ei au foarte multe proiecte importante, cum pensiile, salariile, legea fiscală, care și pentru asta, ca să poată să meargă să fie aprobate, trebuie luptă. Cei din PNL sunt contra.
Dar ei când ies la televizor spune, e o idee bună, eu și dar acum dai contra, pentru că ei presupun că Ponta, tu ce faci acum, emite electorală. Păi dacă mărește pensiile, emite electorală, eu nu am înțeles așa ceva. Pentru că ei vă spune că în 2016 țara o să fie bugetar... E normal ca Partidul Național Liberal să, dar de să ce facă aruncă? Opoziție. Astea sunt opoziție. Nu e opoziție. Adică e opoziție când tu faci binele țării tale, tu te pui ca opoziție. Eu nu cred că Victor Ponta e... Zice, dacă trebuie să facem niște legi din astea populiste, poate le facem noi când vom fi la guvernare. Populiste, sau poate... Partidul Național Liberal este îngrozit de ideea că va intra la guvernare și nu va putea duce mai departe aceste Eugen, programe. Tu știi prea bine că noi avem acordul cu Fondul Monetar Internațional și orice lege, orice tăieri, creșteri, trebuie să avem aprobarea lor. Acolo, da. Și când ei, ca să-ți aprobe o lege din asta, ei trebuie să aibă niște date. Trebuie să-i prezinți acolo un plan management, nu? De buget. Ei spune ce, dar dacă tu tai acum sau dai, de unde iei? Deci lucrurile astea sunt făcute de oameni cu profesie. Degeaba iese X politicianul de stânga, de dreapta, PNL și spune nu, că este azmit electorale. Acolo sunt niște oameni care Ponta când dă o lege sau guvernul când aprobă o lege, o aprobă pe niște baze. Deci o chestie sigură, nu? Făcute niște calcule. Dar este azi numai lucruri ca să vezi, că de-aia venim la vorba Consiliului Diasporei. Tu nu poți să faci bine în țara aia, că toți spune că faci rău. Dar eu ca popul, fără să spun că sunt, nu sunt PSD-ist. Așa ca om normal, mă uit la televizor, bă, crește salarii, scade TVA-ul, lucrurile încep să se miște după 10 ani de haos. Bă, înseamnă că lucrurile merg. Eu nu mă uit la televizor ce spune domnul deputat penelist, că lucrurile merg rău. Românul, în ziua de azi, eu cred că începe să se și informeze. Normal că se informează și asta încercăm să facem și noi în momentul de față, pentru că știri și dezbateri vis-a-vis de situația politică de acasă ajung pe televiziunea Dacia TV prin intermediul Realitatea, dar chiar printre telespectatorii noștri care ne urmăresc în momentul de față, mulți mi-au spus că nu mai sunt mulțumiți de știrile care ajung pe Realitatea, că sunt prea agresive, intoxică prea mult și din acest motiv eu încercăm prin această emisiune să spunem lucrurile pe nume, exact cum stau, fără să protejăm interesele cuiva. S-ar părea că mulți telespectatori de noi îmi spun că Realitatea, partenerul nostru care îl retransmitem, este împotriva guvernului. Eu cred că nu este, n-ar trebui să fie. O televiziune nu trebuie să fie împotriva cuiva, trebuie să fie obiectivă, să spună lucrurile pe nume. Dar dacă este așa, vom evalua pe viitor și dacă, într-adevăr, televiziunile din România sunt prea politizate, vom renunța să mai retransmitem o televiziune din țară și ne vom face doar emisiunile noastre. Dar, repet, telespectatorii noștri au nevoie și de știri de dezbatere și știri de acasă. Bine, ne întoarcem pentru că eu am făcut o paranteză. Nu cred că e bine să nu transmite și pe canalele românești, pentru că e important ca cei de acasă, pentru că e o chestiune emoțională, cum a fost și la alegeri, să ne vadă părinții noștri, prietenii noștri, frații, nu, să vadă. Nu, asta o va face cu siguranță. Asta dar este un proiect al nostru. Nu neapărat un singur post de televiziune, este realitate. Puteți transmite pe 3-4 posturi de televiziune, bănuiesc. Da, cred da, că e o chestiune da, da. De economie, de management. Situația politică, Florin. Situația politică de acasă, eu, sincer, spun și eu, sunt îngrijorat, văd, observ, mă informez ca să, la rândul meu, să dau știrile mai departe. Nu este deloc roz. Păi spun eu de ce nu este deloc roz. Dar eu, înainte să spun de ce nu este deloc roz, vreau să îi asigur pe telespectatorii noștri și pe conaționalii noștri că situația politică, cum conduce țara, este în regulă. Deci este, totul merge bine. Merge bine în sensul că guvernul își face datoria, legile care se iau în favoarea cetățenilor. Unicul lucru care noi vedem că nu merge bine, vorbesc în numele celor care nu sunt în mijlocul clasei politice, este tot haosul ăsta ce se face la televizor cu
domnul ministru că și-a rupt piciorul, că și-a rupt piciorul sau ce i s-a întâmplat. Da, păi, că din cauza asta vine, nu vine, nu e alții spun că nu e adevărat că și-a rupt piciorul, este obligat să stea în Turcia. Alții spun că, deci tot felul de Hai, spuneți-mi aici, de lucrurile ce lucrurile sunt felul următor. Într-adevăr, el are o problemă la genunche mai veche. Și acum trebuie să facă tratament acolo. El nu se poate mișca, el trebuie să facă fizioterapie. Are cum să vină, să se întoarcă în România, cât timp trebuie să facă fizioterapia asta. Pentru că și eu am avut și e foarte complicată dacă nu o tratezi bine. Am okay. Înțeles. În locul dânsului s-a nominat, interimat, domnul Gabriel Oprea, care să facă atribuțiile dânsului, cât timp el este absent. Asta e normal. Atunci, de ce toți baronii, mari din PSD îl cheamă pe Victor Ponta acasă? Păi nu îl cheamă baronii. Eu n-am văzut un baron să zică, hai domnul Victor Ponta acasă. Mariano Prișan a făcut o declarație pe postul de televiziune din România, cerându-i lui Victor Ponta să revină cât mai urgent în țară. A spus în sensul că își dorește ca Victor Ponta să revină cât mai repede în țară, adică oricare ne-am dori să se facă mai bine, însuși cât mai Gabriel repede Oprea, să vină, însuși Gabriel Oprea să vină în țară, dar sub sensul ăla spun lumea, a spus că ne dorim să vină și rugăm și ne rugăm să vină cât mai repede în țară. Am adică înțeles că luni a fost convocat un birou permanent, luni PSD, a fost convocat un birou permanent la care președintele partidului Victor Ponta și actualul premier al României este absent, este declarat absent. Da, și normal, ce-ar vrea lumea să-l vadă în stampe, să vină în Parlament? Nu poate să meargă. Deja la Partidul Social Democrat a fost nominat interimar doamna Rovana Plumb, la guvern a fost nominat interimar domnul Gabriel Oprea. E o problemă medicală, efectiv medicală, 2-3 săptămâni cât durează recuperarea. Lumea ar vrea să-l vadă chiar în dureri, să intre pe scările Palatului Victoria. E o chestiune. Fiecare dintre noi avem probleme medicale, avem probleme că de orice natură, mai lipsea un concediu medical, avem dreptul sau el nu are, sau toți avem dreptul la așa ceva. Absolut. Și eu văd o chestie foarte normală, ca el și-a dat toate interimatele la guvern, la președinția Partidului Social Democrat. Eu nu văd o problemă, s-au votat legile. Ați văzut și ieri s-a votat sau astăzi legea cu numărul parlamentarilor pe 2016 în Parlamentul României, care vor fi. Deci se merge înainte, funcționează, guvernul muncește. Nu, dar la urma urmei, este, înainte de a fi politician, este un om ca toți oamenii. Se poate întâmpla inevitabil oricărui om. Ce? Și dumneavoastră cred că vi se poate întâmpla să vă rupeți un picior. Dacă nu mai veniți mâine la televiziune să faceți serviciu, ce, nu se mai uite lumea, pentru că nu vă vede pe dumneavoastră, trebuie să veniți aici. Doamne, cărește, eu din postura mea de moderator trebuie să discutăm despre chestiile astea, că telespectatorii vor să înțeleagă. Din păcate, persoanele interpretează lucrurile desigur cum le convine fiecăruia. Acum, nu le interpretează, presa spune. Presa spune că Victor Ponta, când va ateriza de la Turci la București, va fi arestat. Asta spune presa. Asta se spune presa, probabil nu se rămână cu uscată. Presa tip can-can, presa da. Care efectiv nu, nu este se obiectiv. Obiectiv. Într-un fel sau altul, nu? Dacă, cum altfel se nu s-ar vinde, deci știți că ce mai notiția vine face rating-ul audienței. Da, dar vezi, sunt naționalii noștri care citesc presa în România și văd inclusiv știrile pe realitatea, unde tot cam acolo bate, da. Că domnule, s-a terminat Partidul Social Democrat. Nu este imposibil să mare cum până... Dar este chiar așa de imposibil să fie adevărat într-adevăr că are o problemă medicală? A, Doamne ferește, nu. Deci, nu, eu dacă aș fi în locul premierului, aș încerca să apar cumva, pe o televiziune. Probabil într-un ceva. Pat de spital. Deocamdată nu se poate nici măcar ridica din pat. Nu se poate ridica din pat. Eu unul nu aș face. Nu locul... poate încărca greutate pe piciorul respectiv. Nu poate. Acum singurul lucru care poate să-i facă, să stea la orizontală, să ridice piciorul, atâta. Nu poate să stea nici măcar în picioare. Cel puțin așa ni s-a, așa ni s-a relatat și nouă. Deci, o operație destul de complicată, fapt pentru care asta a fost... Da, știți ce, mă amintesc și
m-a făcut așa, să, mi-a rămas un gust amar când am auzit o declarație a lui Crin Antonescu, acum o săptămână, nu, 10 zile, când s-a prezentat și el să voteze moțiunea de cenzură. Și a declarat atunci pe presă când eu cu Victor Ponta avem cam aceleași afecțiuni. Pe Victor Ponta îl doare genunchiul și pe mine mă doare în cot. O declarație mult, foarte răutăcioasă. Prin asta. Da, eu personal am rămas cu un gust amar pentru că ce a vrut să spună acum o săptămână, că știa că Victor Ponta va pleca în străinătate să-și opereze genunchiul, vrea să insinueze că nu e adevărat că la fel cum îl doare pe Victor Ponta, îl doare și pe el în, îl doare genunchiul pe el, îl doare în cot. Deci o declarație care pe mine m-a lăsat așa cum cu un gust amar și nu-i găsesc explicație. De ce unul dintre cei mai capabili politicieni, care în perioada asta a cam dispărut, a apărut cu o declarație atât de urât. Mă rog, continuăm să discutăm despre aceste argumente după câteva minute de publicitate, întrucât suntem o televiziune care trăim din publicitate, așa că 5 minute de publicitate. Bun, regăsit, ne-am întors din publicitate. Pentru telespectatorii care au venit mai târziu în fața televizoarelor, studioul nostru Dacia TV, astăzi la Roma, este roșu. PSD-iști. Sunt colegi de-ai noștri, români de-ai noștri, care fac politică în Italia și militează pentru Partidul Social Democrat. Le reamintesc numele: Florin Tătaru, președinte Partidului Social Democrat Italia, Dorin Petcu, Roma, președintele Partidului Social Democrat Roma, Liana Laban, Guidonia și Cristi Nahoi din Burgheziana. Deci, oameni care s-au aruncat și spun ei că fac această activitate gratis, adică voluntariat. O muncă grea în ziua de astăzi, voluntariatul în general este foarte greu. Poate că făcând politică, într-o zi din voluntariat să mai ciupește câte ceva, dar nu, că nu în cazul lor. Cred și sunt sigur de acest lucru, pentru că știu cum se construiesc organizațiile, știu cum se pune cărămidă cu cărămidă și orice început e greu. Așa că noi în această după amiază, indiferent de ce partid politic, din ce partid politic facem parte sau gândire politică, ar trebui doar să le urăm succes și să îi ajutăm cumva să crească, să se dezvolte, pentru că orice organizație care protejează interesele românilor este binevenită. Rămăsesem mai devreme la o discuție aici în platou cu această filială PSD Italia, PSD Diaspora, noua organizație care a fost constituită. Ce se dorește? Ce vor să facă acești oameni pentru noi? Și aș vrea să mai rămânem câteva minute pe acest argument, pentru că e mai important decât genunchiul lui Ponta, Doamne ferește, se va vindeca cu siguranță. Și-a făcut operația, face recuperări și e mai important și decât situația lui Sebastian Ghiță, să zicem, care acum îl fugărește prin Ploiești, pe acolo îl fugărește DNA-ul. E mai important decât toate mizeriile care le vedem acasă, este mai important ce vor să facă oamenii ăștia pentru noi. Haideți să vedem. Deci, referitor la ceea ce discutam înainte despre proiectul nostru PSD Italia Diaspora, vrem să transmitem telespectatorilor și connaționalilor noștri că noi suntem și vrem să facem politică adevărată pe teritoriul Italiei pentru românii din Italia, pentru românii din Spania, de românii din toate țările rezidente. În acest proiect al nostru vrem ca românii care ni se alătură să-i cercăm să găsim oameni care într-adevăr vor să facă politică, oameni care într-adevăr au experiență, au atracție, să promovăm oameni în politica țărilor în care sunt rezidenți, în Italia. Noi acum vrem să semnăm un pact de colaborare cu PD național, Partidul Democrat Italian, poate și cu Partidul Socialist Italian, pentru că sunt două partide de stânga care face parte din PES, Partidul European Socialist. Să promovăm oameni,
conaționali de-ai noștri, în administrative, în primării. Adică să-i avem ca și reprezentanți? Păi să-i avem ca și reprezentanți, dar pentru asta noi avem nevoie de oameni alături de noi, oameni care să se perfecționeze cum suntem noi. Noi suntem oameni din diaspora, nu suntem din România. Noi nu venim cu politica de ciolan din România. Noi suntem o mână de oameni care încercăm să creștem, să promovăm doctrina Partidului Social Democrat ca doctrină. Nu să apărăm... Nu, dar mi-a plăcut și iartă-mă că te întrerup. Asta e obiceiul meu prost, să întrerup invitație, să-i pun în dificultate. Asta e. Mi-a plăcut afirmația ta prin care ai spus vrem să facem politica românilor din Italia. În sfârșit o aud și aș vrea să o aud și de la alte formațiuni politice care vor avea filiale aici în Italia. Pentru că să se asume o chestie de genul acesta, politica românilor din Italia, înseamnă să lupți pentru problemele acestora, pentru adevăratele probleme. Nu auzim de 10 ani, domnule, noi vrem un consulat nou. Iată că s-a înființat consulatul nou. Toate asociațiile, toate partidele politice au vrut un consulat nou. Gata, s-a rezolvat problemele românilor din Italia. Deci avem un consulat nou, perfect, astăzi l-am vizitat, extraordinar de frumos, funcționant, 100%. Felicitări cu acelora care au reușit să pună pe picioare acest proiect, să-l ducă la capăt. Dar nu s-a rezolvat problemele românilor din Italia cu un consulat nou. S-a rezolvat problemele unor oameni care se duc acolo și beneficiază de niște servicii, plătesc bani grei pentru serviciile alea. Era normal să aibă un consulat cum se cuvine. Problemele românilor din Italia sunt altele. Munca la negru. Sunt oameni care sunt batjocoriți. Sunt copiii românilor din Italia care deseori nu au aceleași drepturi cu cei italieni în școlile italiene. Sunt alte situații. Sunt acele doamne care lucrează la fix și sunt de multe ori abuzate de angajatori și ele stau și înghit în sec acolo, suferă pentru că nu au un loc de muncă. Astea sunt problemele românilor din Italia, nu consulatul. Consulatul s-a rezolvat, gata. Asta aș vrea să aud de la o formațiune politică care vine și bate cu pumnul în masă și spune mă duc la PD, la Partidul Democrat Italian și le spun că în Italia românii sunt batjocoriți. Că în Italia, dintr-un milion și jumătate de români, lucrează doar 400.000 în regulă. Eugen, noi până acum asta am făcut. Ne-am dus și am spus că românii sunt bajocoriți, românii sunt tratați în felul ăsta, românii pe stânga, românii pe dreapta. Nu trebuie să ne mai ducem noi. Noi trebuie să ajungem în funcțiile acelea administrative prin care noi să rezolvăm problemele, să nu ne mai rugăm de nimeni. Ca să ajungem în funcțiile acestea politice, administrative, totul se bazează de politică. Ca să faci politică, trebuie să fii un grup de oameni, să fii uniți, să fim uniți, să găsim oamenii potriviți. Pentru că eu sunt de 20 de ani în Italia, am venit la 18 ani în Italia. Mulți conaționali de-ai noștri, mai în vârstă, cu care stau de vorbă și spun, domnule, haideți să facem politică, haideți să încercăm să ne unim. Când aude de PSD sau de PDL, că avem colegi cunoștințe care fac politică și de dreapta. Toți spune, zice, pe voi sunteți ca cei din România. Și sunteți comuniști, sunteți rasiști sau cum ne face? Și ce vrei să spui? Că vă disociați un pic de clasa politică românească? De ce nu ne-am putea să stăm și noi toți la o masă rotundă, toate culorile politice în Italia? Este totuși altă politică care facem noi. Numai puțin. Venim asociați cu... Să gați, am vrut să spun. Problema este că toți acești oameni care vine și numai găsește, în orice soluție găsesc o problemă, oamenii aceștia ne împiedică. Ei ne consideră ca pe cei din România. Atunci am spus, hai domnule, să ne unim noi, să facem noi, dacă cei din România nu fac bine sau cei din Italia nu fac bine, haideți să ne unim, să încercăm să luăm legături cu partidele politice, că fugind de politică, dar la fine politica ne rezolvă problemele. Și mâncarea care, hrana. Să încercăm. Eu accept și felicit și pe cei care sunt de partea cealaltă, doctrină de dreapta. Nu e nicio problemă. Dar haideți să încercăm să mai fim răutăcioși între noi, să ne considerăm ca să ne jignim că suntem Băsescu, că suntem Iliescu, că suntem nu știu cine. Haideți să ne unim, să încercăm să ducem acest proiect împreună și să ajutăm oameni de-ai noștri să ajungă în funcții cheie.
și la București cu Consiliul Diasporei. Dar ce aveți de gând? Să ne trimiteți la București iarăși vreun parlamentar care să ne reprezinte în Parlamentul României? Păi nu vreți, deci pentru alegerile parlamentare vor fi candidați români din diaspora pe posturile astea sau deci, iarăși ne vom lăsa păcăliți? Adică trimit de acasă, catapultează câte un nei ca nimeni aici și ne trezim că în Parlamentul României problemele noastre, cum ar fi și este în continuare acel al Congresul Diasporei, rămâne acolo blocat. Pentru că nu are nimeni cine să lupte. Nu e un parlamentar care să zică, domnule, eu am în spate 3 milioane de oameni, 1 milion de oameni din diaspora pe care îi reprezint și vreau pentru ei asta și asta. Așa se face politică. Hai să spun un singur lucru. Deci noi, în ultima ședință care am avut-o cu conducerea PSD pentru alegerile parlamentare care vor fi în 2016, am tratat și ne-au spus că noi trebuie să găsim un candidat, 2-3, din cum partea 2-3, noastră. Dacă noi merităm 30, iar vreți să ne păcăliți? Nu, vorbesc de deja Consiliul Diasporei. Eu vorbesc de locurile legibile de parlamentar, diaspora, că sunt 3 senatori și 2 deputați. Păi da. Să încercăm să-i avem, i-am spus, identificați și găsiți oameni din diaspora. Eu oameni când spun iar vreți să ne păcăliți, atenție, un pic ironic și îmi permit acest lucru pentru că mă adresez prin tine clasei politice din România, în general. Și asta să nu-ți fie de mirare, pentru că așa trebuie să ne adresăm. Deci dacă vă asumați chestia asta, trebuie să fiți acel arbitru de mijloc. Vei vedea că când vor fi alegerile parlamentare din partea diasporei, din partea PSD va fi un candidat de al nostru din diaspora. Dar n-are cum să fie doar unul. N-are cum să fie doar unul. Dacă noi nu obținem cel puțin triplu locuri de posturi de parlamentar de câte sunt acum, înseamnă că iarăși suntem bazjocoriți. A fost deja votată legea, da. Sunt 6 deputați. Tot 6 a rămas. Tot 6. Păi dacă 6 a votat... Deci... S-au cerut 12, au rămas 6. O diferență foarte asta mică de problema. Voturi. Deci tot 6. Haideți să reușim să băgăm pe ea 6 din noi, dintre noi, din diaspora și cei 6? 6 la 3 milioane de oameni și raportul e la 140.000. Dar măcar aia 6 să fie, la măcar aia 6 să fie din diaspora, efectiv din diaspora, măcar aia 6. Da, măcar aia. 6 să fie din diaspora, aleși, să nu mai fie de la București. Că va fi de la PSD, că va fi de la PDL, asta va fi în funcție de puterea și de convingerea și de proiectele pe care le va duce candidații. Dar cine a trecut legea asta cu 6 parlamentare? A cui a fost? A PSD-ului, a PDL-ului, a cui a fost? Nu știu. S-a votat în Parlament. Știi cum e, Eugen? Toți spun că vor mai mult, toți spun că vor mai puțin. Toți au fost de acord. Nu vor mai mult de 6, pentru că nu vor să le mâncăm noi pâinea. A fost o diferență de un vot. Asta e și la stânga și la dreapta, că sunt social-democrat. Îmi place că te disociezi de anumite situații. Dar nu au fost de acord, nici unii, nici alții. Înțelegi? Deci, noi ne-am zbătut să avem cel puțin 30. Dar nu ne-au băgat în seamă. De ce? Pentru că suntem puțini. Pentru că noi când ne-am dus în fața cu naționalilor noștri de aici și am spus, băi, veniți să facem un grup PSD diaspora puternic, toți, nu toți, majoritatea care zice, noi nu ne interesează politica. Puțini, încercăm acum să avem legături, să încercăm să deschidem câte mai multe filiale, să devenim o forță și atunci o să vezi cum o să răspundă cei de la București. Da, asta... Și cei din Italia. Pentru că noi, dacă avea un candidat în comune, la comune din Roma, nu? Vreau să văd românii noștri câți merge să voteze cu românul nostru. Ca anul trecut. Stai liniștit că românii, dacă au un instrument de informare corect, care să le transmită informația corectă, românii din Italia sunt o forță imaginabilă. Eu te asigur că dacă avem candidați buni la primăria Romei aici în Roma și în alte localități, dar care să fie buni, corecți, oameni care sunt pregătiți de această misiune, sunt sigur că foarte mulți dintre telespectatorii noștri, foarte mulți connaționali de noștri vor merge și vor vota. Este adevărat. Pentru că de ani de zile discutăm despre acest lucru și sunt convins că s-au maturat toți timpii ca această comunitate să devină o forță din toate punctele de vedere, nu doar economică, nu doar să contribuim la dezvoltarea economică a unei țări care ne găzduiește și le mulțumim, dar trebuie să contribuim și la dezvoltarea socială și politică a acestei țări. Asta prin implicare. Pentru că politica, și iertați-mă că deviez un pic de la discuția din platou, politica, stimați telespectatori, dragi prieteni, colegi,
români din Italia. Politica nu se face în fața televizorului la o bere sau la bar și să înjurăm pe unul și pe altul că nu sunt bun. Politica se face participând, mergând la vot, mergând acolo și făcându-ți datoria față de, de acest drept fundamental. Deci, așa se face politica, așa se pot obține, doar așa se pot obține rezultate. Stând în fața televizorului și înjurând pe unul și pe celălalt, pe PSD sau pe, pe, pe cei de la PDL, PNL, nu se rezolvă niciodată nimic. Nemulțumirile astea vor rămâne, vor dăinui în etern în comunitatea asta, dacă nu ne suflecăm mâinile și coborâm. Coborâm acolo, în stradă, să votăm. Și în ultimul ceas, nu ne mai lăsăm folosiți de formațiunile politice din Italia, de ordină, din toate țările Europei și efectiv să participăm cu candidații noștri puțini și buni, nu mulți, și folosim doar pentru a aduna voturi pentru alții candidați și nu pentru noi. De dacă ce? Ne-am unit un pic formațiunile, eu am și propus odată, chiar dacă a fost luat un pic în derâdere, să facem și noi la români primariile noastre. Să ne întâlnim un pic toate formațiunile politice, să decidem împreună care sunt cei mai buni. Că dintre cei mai buni să alegem pe cei mai buni. Că dacă plecăm 30-50 de candidați și nu intră niciunul pentru că se împart voturile la 30 de candidați, câte 100 de voturi fiecare, sunt 3.000 de voturi. Să ne unim deci un nu pic. Este un secret, voi știți mai bine decât mine, faceți politică. Toată clasa politică, italienească și românească, își luptă din plin, adică face tot posibilul ca românii din diaspora să fie, comunitățile românilor din Italia să fie sfărâmițate. Dezbinați. Cât mai mult, cât mai dezbinat, fraților. Așa să vrea și de la București și de aici, mai ales de aici. Pentru că împreună am fi o forță. Da, pentru că se zice, domnule, dividi et impera. Cât îți mai sfărâmițați, cu atât îi controlăm mai bine. Nu trebuie să fie niciodată organizați, nu trebuie să fie niciodată uniți. Și asta, din acest motiv, eu mă bucur să văd că se organizează niște formațiuni, niște organizații politice, pentru că nu e o formațiune, o organizație care vrea să facă politică. Asta mă bucură foarte mult. M-a bucurat și când s-a înființat fantoma Partidului Idioțenia Românească. Partidul Identitatea Românească, vă amintiți, numai probleme a creat. M-am bucurat și atunci și am susținut. Și dacă într-o zi vor revedea formațiunea și funcționarea acestei formațiuni, îi voi susține în continuare, dar deocamdată nu. Pentru mine am spus-o, sunt morți. M-aș bucura să văd alte organizații. PNL-ul, eu o să-i avem aici cât de curând în televiziune și vom încerca același lucru să facem. Dar în forță, fraților, încercați să obțineți de acasă Eugen, cât mai mult. Cred că, dacă îmi dai voi, PSD Diaspora, cred că acum ce și cred că suntem de comun acord, este într-o fază constructivă. Deci, acum, momentan, nu este important cine reprezintă această organizație. Cred că important este să devenim cât mai mulți și, sigur, prin aceasta vom deveni tot mai puternici. Probabil, când vom deveni câteva milioane înscriși într-o organizație, indiferent ce culoare politică va avea, atunci vei avea un cuvânt de spus. Deocamdată ești prea mic și prea insignificant ca să cineva să-ți dea greutate la ceea ce spui tu. Sigur, dar orice început e greu, tot normal. Proiectele pe care PSD-ul și cred că colega noastră e nerăbdătoare să le prezinte, care le are PSD-ul să, în continuare, desigur va aduce un plus de valoare organizației și nu numai a noastră, din Italia, probabil în PSD diaspora, din întreaga lume. Dar aș vrea să văd de la voi nu doar interesul organizației, interesul comunității. Noi prin proiectele care le facem, nu vrem să câștigăm electorat, asta să fie bine de înțeles. Asta este o muncă în sprijinul comunității românești. Este o muncă socială care poate să ajute nu numai cine vrea să se înscrie în partid, ce sunt criza mondială care a atins fiecare stat. Italia, doar știți bine, cred că este aproape la pământ. Muncitorii, oamenii pierd locurile de muncă pe capete, se vor întoarce acasă.
PSD-ul, vine în sprijinul lor, le oferă locuri de muncă, probabil și acasă în România. Sunt proiecte care, prima casă, prima mașină, nu? Greșesc? Nu. Și primul loc de muncă, cine vrea să intre în astfel de proiecte... Bine, prima casă pentru românii din străinătate a fost introdus de puțin timp foarte... Și au beneficiat foarte puțin cu de prima casă. Prima mașină, hai să o lăsăm ca asta, nu-i pentru românii din Italia. Haideți să vedem primul loc de muncă, bine plătit în România, vreau să văd. Primul loc de muncă, haideți să, bine plătit la raportat cu salariul din România, că nu poți să-i dai un salariu de 1000 de euro dacă ăla, vecinul meu de lângă, iau 150 în continuare. Nu cere nimeni un salariu, atenție, că 90% din comunitatea românilor din Italia de aici, pentru un salariu de 4-500 de euro ar trăi acasă liniștiți. Cred pentru că la 4-500 de euro se ajunge. Deci liniștit. Eu spun de ce, domnule Petru. Îți spun de ce. În Italia, în momentul de față, un salariu mediu de 1200 de euro, dintr-un salariu, o familie care plătește 600 de euro chirie și întreținere și da, curent electric foarte scump și asta, îi mai rămâne 200 de euro. Rămâne, cu da. 400 de euro, românii noștri se pot întoarce acasă. Mulți, foarte mulți. Asta faceți asta. Înainte să fie constrâns și e probabil o alegere, să fie o alegere că ei să se întoarcă acasă, înainte să fie constrâns să fie. Deci, nu, cred că asta se va întâmpla fiziologic, adică nu neapărat pentru datorită unui politic. Politica poate să contribuie la acest fenomen de reîntoarcere, dar dacă se ajunge ca salariul mediu să fie în zona 400 de euro, cum s-a întâmplat de altfel cu polonezii. Ne amintim cu toții. Când am venit în Italia, erau foarte mulți polonezi. După ce s-a îmbunătățit situația în Polonia și salariile au ajuns undeva unde, vă spuneam mai devreme, 400 de euro, majoritatea s-au întors acasă. Pentru că nu-ți convine să trăiești între străini și să nu efectiv poți să trăiești. Că exact. Te duci la muncă, iei salariu, vii acasă și începi dimineața următoare în aceeași manieră. În acest motiv, să începi și acasă. Programul Camerei de Comerț și Industria României în Italia, care l-am început acest an în februarie, redăm încrederea investitorilor români în economia românească. Așa ar trebui să facă și statul român. Redăm încrederea românilor din diaspora în țara mamă. Redăm încrederea, pentru că românii nu mai au încredere. Nu au încredere în partide, nu au încredere în politici, nu au încredere în economia românească, nu au încredere în stabilitatea României. S-a votat codul silvic, nu? Care împiedică exportul lemnului brut către statele din Europa. Asta doar prin simplu fapt că lemnul va fi prelucrat în România, va crea locuri de muncă. Și toți cei care au rămas înainte, fără locuri de muncă, pentru că exploatările forestiere au fost... I-au fugărit. Probabil că se vor întoarce în România, să înceapă să taie din nou, să facă cherestia, să facă o fabrică de mobilă. Sunt locuri de muncă. Dar revedeți, fraților, prin intermediul vostru și prin... Și da, noi este o lege care a propus-o PSD. Haideți să revedem și agricultura, industrializarea agriculturii. Pentru că noi, în momentul de față, România importă cam 60% din necesarul național de legume și fructe. 60% importăm de la turci, asta de la unguri. Asta, este o măsură care noi s-a transmis cu ani în urmă. Când agricultura a fost distrusă, da, din vechiul regim, ceea ce se face acum, încearcă să se globalizeze din nou terenurile ca să se facă adevărată agricultură, pentru că nu poți să fac agricultură globală pe 10 ani. Fiecare a împărțit terenul și l-a lăsat pârloagă și nu îl mai cultivă. Nu se poate face agricultură pe un rând de cartofi sau pe 3 rânduri de porumb. Doar agricultura se face la hectar. Dacă îmi permiteți, guvernul Ponta acum are o serie de proiecte cu fondurile europene pentru micii fermieri, pentru cei care vor să se întoarcă acasă. Deci soluții sunt pentru cine vrea să vină în România să facă. Apoi ținând cont de faptul că medicamentele de la 1 iunie se vor ieftini cu 20%, aproape cele mai ieftine din toată Europa, apoi TVA-ul mediu va ajunge la 14,3%, ținând cont de faptul că în Italia este 18% și în Marea Britanie, doar în Ungaria este mai mult, 25%, cred că e
o măsură foarte bună, ținând cont de faptul că la alimente se va ajunge la 9%. Dacă este și sustenibilă, este foarte bună, excelent. Eu cred că este sustenibilă și e un semnal bun pentru români și pentru cei de acasă și pentru cei care vor. Opoziția spune că nu este sustenibilă. Opoziția poate să spună orice. Da. Trebuie să fiu ai rolul opoziției. Eu încerc să fiu opoziția în seara asta, pentru că altfel vorbim aici, ridicăm zlăv. Încerc să fiu opoziția în seara asta, pentru că asta este rolul meu de moderator, ca să vă îndemn să-mi răspundeți la întrebări exact cum măsuri trebuie. Aplicabile de mâine, de la 1 iulie, de se vede imediat dacă este sustenibil, dacă reușesc să o pun în practică sau nu. Altfel ar decide să o înceapă începutul de la 1 martie 2016, da, ca să o facă electorală. Pero, da, sustenibil, în schimb, zic că experții, bănuiesc că și PSD-ul și toate partidele au experți juriști care analizează, sigur, și proiectează pe viitor fiscalitatea din România și bugetul României. Dacă bugetul României intră în colpas pentru faptul că se fac tăieri de TVA și tot așa, riscăm să devenim la un moment dat mai îndatorați, chiar mai mult, să piardă încrederea și mai mult în economia noastră. Sigur, și pentru asta existăm noi, ca efectiv să fim vocea celor de acasă, vocea guvernării, vocea, să le explicăm tuturor românilor din noi, pentru că noi suntem în Italia, vorbesc de Italia, prietenilor, colegilor de muncă, că efectiv noi muncim cot la cot cu ei. Fapt pentru care au fost, acum am înțeles, aprobate infopointuri, infochioșcuri pe teritoriul Italiei, am înțeles să pun 4 infochioșcuri electronice, care unde nu sunt consulate, unde nu sunt ambasade, așa românul are tot timpul acces la informație, tot tipul de informație și poți să accesezi diverse probleme, să intervine. Da, bine, astea, chestia asta cu informarea, poate că o televiziune valorează mai mult decât un... E adevărat, nu face concurență televiziunii. Exact, repet, nu e o concurență, statul e informare. Și nimeni nu s-a gândit să investească într-o televiziune, nu în asta, pentru că Dacia TV... Chiar nu este politica noastră să obținem fonduri de la statul român sau de la statul italian, pentru că automat nu mai ești o televiziune liberă când ești legat umbilical. Ar conveni ca Dacia TV să emită de la dimineață până seara, ar conveni pentru toți românii care stau pe teritoriul Italiei, pentru că sunt foarte multe proiecte de români, prieteni, colegi de-ai noștri, asociațiilor care nu sunt cunoscute, școli de fotbal pentru copii, echipe, asociații culturale, sunt o sumedenie de proiecte care nu sunt cunoscute. Le știm prin Facebook, le știm prin rețelele de socializare. În rest, aflăm de la unul la altul. Propunem ca Dacia TV să... Proiectul PSD Italia se emite promovează. Uite, ați venit aici în emisiune, discutăm despre asta și vom da spațiu tuturora. Deci, sigur, orice proiect important care vine în sprijinul românilor din Italia este binevenit în casa Dacia TV. Noi, cum spuneam și mai înainte, proiectul nostru este acesta, Eugen. Noi vrem să ne alăturăm clasei politice din Italia, să promovăm oamenii noștri, conaționalii noștri, vrem să apărăm interesele românilor din Italia, pentru că și noi suntem pe teritoriul Italiei de 20 de ani, suntem ca toți ceilalți, ca telespectatorii care ne urmăresc. Nu e că suntem PSD-iști, am venit din România să aducem minciunile celor din România, clasei politice în general. Noi suntem PSD Diaspora, partidul pentru românii din teritoriul Italiei. Așa cum, nu știu dacă bine ai văzut, când a ieșit Rus cu declarația nefericită, am fost primii care am luat cuvânt și am cerut demisia acestui coleg. Pentru că a fost o declarație nefericită, o declarație care a jignit în special pe noi. Deci nu suntem aici să apărăm imaginea celor din clasa politică din România care greșesc sau care fac anumite lucruri urâte. Noi suntem aici să ducem ideile, proiecte, oameni în clasele politice italiene și cele din România. Și de ce nu? Să putem ajunge să fim cât mai numeroși acolo, să dăm un know-how, cum se spune,
politicii din România, pentru că au nevoie, pentru că ei sunt aceiași, vezi, trece ani, pleacă PSD-ul, vine PDL-ul, vin toți acei care au fost acum 5 ani și au greșit și au criticat, vin iar la putere. Pleacă ceilalți, vine tot. De 25 de ani tot ei se giră în Parlament. Deci degeaba stăm și zicem că peste 20 de ani va fi bine. Nu, pentru că tot ei sunt. Plecați acasă, a stat 5 ani, n-ați făcut nimic, nu mai ieși în clasa politică. Acum vedem că domnul Iohannis îl pune la serviciile externe pe Răzvan Ungureanu. Deci ce facem? El care a zis că vrea să facă, să pun, începe și ea tot oamenii care au fost. Așa nu o să ajungem niciodată. Tu zici că Mihai Răzvan Ungureanu nu era omul potrivit pentru... Păi nu că nu era, eu nu sunt expert, dar Răzvan Mihai Ungureanu, din câte știm și am văzut ce a făcut și când a fost prim-ministru și ce, cu ce oameni a colaborat, a vândut aia de la Sibiu, cum îi spune... Sunt dubii, sunt dubii a unor persoane cu gojdu, cu la unguri, tezaurul... Deci au făcut anumite lucruri și punea în serviciile de externe. Atunci promovăm iar aceiași oameni care și au mai fost... Și care ți-o pun dacă ar fi fost putea unul să pună PSD, pe altcineva. Era? Dar și dacă era din PSD și era unul purtate care Răzvan Mihai Ungureanu, nu eram de acord. Cum ar fi acum să vină Ponta să-l pună pe Rus, iar ministrul diasporei? Peste 5 ani sau peste 3 ani. Ce faci? Deci, asta e mentalitatea noastră. Nu suntem de acord. Deci tu zici că Rus n-ar putea să ne reprezinte niciodată de acum încolo. Păi n-ar putea să ne reprezinte. Foarte frumos, complimente. Dacă gândiți așa... Asta este gândirea. Așa trebuie să gândim. Așa trebuie să gândim toți. Dar noi, dacă nu creștem și nu suntem puternici, nu ne bagă în seamă cei din România. Eugen, când faci politică gratis, când faci politică voluntară, nu ai ce pierde. Îți pui efectiv ceea ce gândești, ceea ce vrei pentru prietenii tăi, pentru colegii tăi și aia ceri. De ce să ne murdărim? De ce să ne... Asta am gândit-o. Asta e cuvântul care îl portăm de aici, îl ducem de aici mai sus. Aia trebuie să ne asculte, că dacă nu ne ascultă, să ajunge în ceea ce s-a întâmplat și anul trecut. Dacă nu asculta diaspora, s-ar putea ca o mâine să se răzvrătească împotriva lui Iohannis diaspora. Nu că l-au ajutat și l-au pus. E adevărat. Că nu diaspora l-a votat cel mai mult. Cum s-a întâmplat. Dar pentru faptul că acum, în momentul de față, Iohannis dă o palmă la diaspora, punând la serviciile externe, pentru că toți, eu am mulți colegi, vedem pe Facebook, rețele de socializare, cum e posibil ca să ne întoarcem, am votat o altă Românie. Mulți oameni au zis, am votat pe altcineva, un alt mod de a gândi, o altă persoană. Și atunci ce am făcut? Se întoarce PDL-ul, se întoarce cu tot ceea ce ne-au distrus. Ce au făcut. Nu a dat patru, ceea de la Sibiu, cum îi spune, a da, dat-o da, la da, Gojdu. Gojdu. A la dat-o unguri. La unguri, pe nimic. Pe testament rămas pentru români un miliard România, de dolari. Este oameni care să conducă România. Cu încălcarea tratatului de la Trianon din 1920, care prevedea ca asociațiile românești din străinătate să fie doar ale statului român. Deci vorbim de... Și voi spuneți că se disumflă chestia asta cu președintele României, Iohannis. Deja a început. Păi dacă dânsul încearcă să promoveze tot oamenii vei care au dăunat României guvernării precedente, ce face? Da, să vină cu oameni noi din PNL, că sunt oameni buni și în Partidul Național Liberal. Oameni tineri ca noi, colegi de-ai noștri, opozanți, cum se spune. Era o informație pe Facebook, scuze-mă Florin, pe Facebook era o informație mai devreme că și PNL-ul este surprins de alegerea domnului Iohannis, pentru că nici pe ei nu i-a consultat în ce privește alegerea domnului Ungureanu. Așa alunecăm către o dictatură, dacă el nu-și consultă nici măcar colegii din partidul din care provine, începe să devină... Pe cine? Pe ce colegi să-i... Pentru că peneliștii adevărați care au dus nici la urmă sunt. Proiectul împreună cu USL-ul, cu guvernul, au rămas de partea cu PSD-ul. Deci au făcut rămas USL-ul vechi. Vorbește de Călin Popescu-Tăriceanu. De Călin Popescu-Tăriceanu și alți peneliști care au rămas și au dus, chiar acum au votat legea fiscală, nu TVA-ul, de 19% să se reducă în ianuarie. Deci au închis. Ce au promis USL-ul? Creșterea salariilor, pensii, reducerea CAS, taxe și... Ce au mai făcut? Și au încheiat promisiunile. Ăsta da guvern. Până acum ce au promis ceilalți și n-au făcut? Nu? Deci, un cod acum fiscal? PNL-ul vechi, PNL-ul vechi. Cine e PNL-ul vechi? E PDL-ul lui Băsescu. Uite-te că el promovează
promovează oameni care au fost în PDL, oamenii lui Băsescu, oamenii care au dus România asta 10 ani la sapă de lemn. La sapă de lemn. Și atunci cu ce încredere să mai ai în Iohannis? Ce încredere să mai ai? Haide să-l lăsăm, nu putem să mai lăsăm, că poate ai greșit, dar... Poate nu-i chiar așa. Eu personal am avut și am același gând pozitiv vis-a-vis de președintele României, pentru că a fost un fenomen în diaspora care s-a mișcat, a dat un președinte nou, al nostru, acum sper să nu fie chiar greșel ce s-a întâmplat, anumite numiri sau anumite momente din viața lui de președinte din primele 6 luni. Sperăm să fi fost așa, niște ieșiri de astea de rodaj. Da, mai discutăm despre, vom mai discuta despre președintele României cu siguranță, dar despre filialele Partidului Social Democrat în Italia trebuie să profităm astăzi, pentru că nu putem să găzduim foarte des emisiuni cu caracter politic. Asta ar însemna să ne transformăm și noi într-o televiziune politicizată. Dar ne întoarcem și discutăm despre toate aceste amănunte după publicitate. Da, facem politică în direct, facem politică în pauza publicitară, mai agitați un pic în pauza publicitară, dar găsim noi soluții să-i tragem de limbă pe invitații noștri. Nu, sunt oameni de bine, sunt oameni care cu bun simț, care vor să transmită doar și numai ceea ce gândesc pozitiv. În pauza publicitară mai scapă și câte o înjurătură, așa se întâmplă. Dar, repet, în această după-amiază, aici discutăm despre o organizație politică în Italia care vrea să militeze în interesul comunității române de aici. Așa că, jos pălăria, haideți să vedem în continuare ce vor să facă conaționaliștii ai noștri în Italia, care sunt exemplele cele mai pozitive care le au la îndemână de colegi de-al lor din diaspora, care au făcut și fac ceva pentru conaționalii noștri în diaspora, care sunt proiectele cele mai ambițioase, pentru că politică faci, bineînțeles, voluntariat, ok, de dimineață până seară, dar proiectul în sine care este? O jumătate de răspuns l-am avut mai devreme pentru dumneavoastră, telespectatori care ați venit mai târziu în fața televizoarelor. Am auzit un proiect interesant de la Florin Tătaru. Facem politica românilor din Italia. Foarte tare. Asta așteptăm de 20 de ani. Oameni să facă politica românilor din Italia. Să meargă la București și în Parlamentul Italian și către autoritățile locale din Italia și să bată cu pumnii în piept, să bată cu pumnii în masă. Românii din Italia sunt o comunitate mare, o comunitate care contribuie constant la dezvoltarea economică din Italia. Românii din Italia au aceleași drepturi precum italienii, conform Constituției Europene. Suntem toți cetățeni europeni. Avem dreptul să votăm la alegerile locale, avem dreptul să fim votați, avem dreptul să candidăm, avem dreptul să reprezentăm. Avem dreptul. Pe de altă parte, pentru cei care ne privesc acum, ar trebui să ia în serios partea cu drepturile și să nu neglijeze deloc cealaltă parte. Obligații. Avem și obligații. Eu dacă aș avea posibilități să propun o lege în Parlamentul României prin care aș propune obligativitatea votului, aș face cu cea mai mare plăcere. Pentru că dacă românii nu se trezesc să participe toți la o reformare politică, economică a statului român prin participare, vom stagna, vom rămâne așa unde suntem acum, vom avea în continuare spitale care nu funcționează bine, vom avea în continuare case de bătrâni unde bătrânii sunt abandonați, vom avea în continuare școli dărăpânate care riscă să cadă pe copii, vom avea în continuare o economie slab dezvoltată. Dar dacă toți participăm la o construcție, se schimbă sigur, în bine. Pentru că dacă voturile până mai ieri, excludem 16 noiembrie, când a fost alegerile prezidențiale,
Dacă până mai ieri se cumpărau la țară, mulți dintre noi știm aceste situații, cu găleți, cu pungi de pește, cu... Iată că dacă se participă într-un număr mai mare, acele găleți și pungi cu pește nu mai sunt îndeajuns. Pentru că nu mai poți ajunge. Ajungi la cine are nevoie cu găleata și cu punga de pește. La cine moare de foame și are o mare mârșăvenie făcută de politicieni. E o mare mizerie. Dar nu poți ajunge și la ăla care, de bine de rău, gândește sănătos și știe ce vrea de la viață. Știe ce vrea de la țara unde trăiește. Deci o implicare, o participare și asta ar rezolva cu siguranță multe, multe din problemele noastre și ale copiilor noștri, ale nepoților noștri. Am garantat mult mai mult generației viitoare. Ne întoarcem în platou. Eu sunt mai idealist, dar o spun asta pentru că am învățat, am trăit, am văzut cu ce se mănâncă democrația. Asta ar trebui să facă și parlamentarii și politicienii noștri, să îndemne așa. Participați, oameni buni. Dacă tot ați vorbit de spitale și grădinițe și azile de copii, pe 23 iunie la Bruxelles s-a adoptat programul operațional regional 2014-2020, care prevede 8 miliarde, circa 8,2 miliarde de euro pentru țara noastră, pentru creșterea locurilor de muncă, se înființează pentru prima oară după mulți ani grădinițe, școli, se vor înființa 3 spitale regionale, Iași, Cluj și Craiova. E prevăzută și realizarea cadastrului general pentru 800 de localități din România și conține și un program de reabilitare termică, ceea ce este foarte important pentru țara noastră. Trebuie menționat lucrul ăsta. În sfârșit, vedeți, dacă nu ne facem noi, nu ne organizăm noi acasă la noi, ne organizează Bruxelles. Să știți că legea catastrului general poate să fie rezolvarea pentru totdeauna și lansarea programului de industrializare a agriculturii românești. Pentru că în momentul de față nimeni nu poate să se meargă pe bucăți de pământ fără mulțumită. Și se vor rezolva multe litigi care sunt. Foarte multe litigi, într-adevăr. Și sperăm ca finanțarea asta 2015-2020 să fie imediat accesată de statul român, pentru că până acum am rămas codași, suntem la coadă cu absorpția fondurilor europene. Deci avem bani, dar nu-i folosim. Avem bani care îi pierdem teoretic. Nu uităm că avem cea mai mare creștere economică din ultimii 10 ani și acest guvern a făcut cele mai bune măsuri care s-au făcut de către un guvern a României post-decembrist. Inclusiv accesarea fondurilor, pentru că în trecut au fost foarte puține, un 5%, nu mi-aduc aminte exact cât a fost, cu nouă guvern au fost accesate, după câte știu, mai mult de 50% din fondurile europene. În schimb, e o politică, asta este o politică, noi suntem, ne informăm, nu putem lucra chiar direct la proiectele de genă. Noi lucrăm la proiectele care ne aflăm atenție, aici, că proiectele europene sunt la îndemână informăm tuturor. Informăm colegii, prietenii care se află aici de toate chestiunile. Ați văzut, colega noastră este foarte bine documentată și noi încercăm tot timpul să fim la curent cu toate informațiile de și cu toate noile știri pentru a informa prietenii, colegii și toți românii care stau pe teritoriul Italiei și nu numai. Deci, Eugen, referitor la proiectul nostru PSD Diaspora, nu? Vreau să dau un exemplu aici, că e în platou lângă noi, colega noastră și o felicit, care s-a alăturat proiectului nostru PSD Italia în 14 iunie. A fost aleasă președinta PSD pe Guidonia și pentru asta vreau să o felicit, pentru că este una dintre mulții conaționali de-ai noștri care se vor uni organizației noastre teritoriale Italia. Și este una dintre cele care a dat și arată... Deci să înțeleg că vei fi un candidat la Guidonia? Deci va fi pe cursele PD Guidonia. Am luat legătura cu capul grupo din Consiliul de PD din Guidonia și... M-a propus pe listele PD Guidonia.
Acum am nevoie de susținerea tuturor românilor din Guidonia și nu numai. Stați că aici intrăm într-un proiect de suflet pentru mine, acela de reprezentativitate. Adică tu ai, din punctul meu de vedere, pe Guidonia, ai toate șansele să reprezinți comunitatea. Ținând cont de faptul că sunt 10% din populație sunt români, 10%. Doar cei rezidenți, ce rezultă în statistici, dar cred că sunt de 3 ori mai mulți fără rezidență și fără să rezulte. Să încurajăm să devină regulare, adică să obțină rezidența, pentru că e un păcat să stea în clandestinitate când au dreptul de a fi rezidenți și cetățeni europeni în toată regula. Și să încurajăm să meargă să se înscrie pe listele electorale. Să se înscrie pe listele electorale e o chestiune care ne privește pe noi direct, care nu e de astăzi, de ieri, de câțiva ani în urmă, altfel noi nu o să putem vota niciodată la... Haideți să vedem proiectul înscrieri pe listele electorale în jurul domnișoarei Laban. Cum? Pentru că dacă omul sfințește locul, dacă se prezintă exact așa cum a reușit să se prezinte astăzi în emisiunea noastră, pregătită în fața comunității din Guidonia, în fața românilor din Guidonia, și le prezintă acestora un program electoral bine definit. Adică românilor nu poți să le mai spui acum că, domnule, mă voi lupta pentru voi să aveți consulat. Pentru că consulat este. Deci consulatul ștergem. În sfârșit. Nu mai aud din gura conaționalilor noștri, nu vrem consulat. Știi care este proiectul nostru ca să putem lupta pentru și după aia o să ne spună și Liana, care ar fi proiectele ei. Vreau să spun eu în general, noi ne luptăm foarte mult pentru, nu pentru consulat, pentru oficiile consulare externe în mijlocul comunităților. De exemplu, la Guidonia, noi acum lucrăm la un proiect, vedem cu colegii noștri de la București, cum putem pune în practică acest proiect, adică să fie la Guidonia un sediu al ambasadei, al consulatului, unde să se primească documente, să se facă foi de drum. Externarea serviciului consular. Și asta nu numai în jurul Romei. Unde sunt comunități? Le identificăm noi. La Civita Vechea, la Latina, la Dispoli, la Sețe, la Guidonia. Pentru că așa românul... Știți ce o să vă răspund? Păi, domnule, am făcut consulat nou și modern. Nu, nu să ne răspund așa, pentru că deja la ideea care noi am propus-o, au fost foarte, foarte receptivi. Și au spus, da, este o idee bună să încercăm pe mod legal cum o putem pune în practică sau dacă există ceva ce ne împiedică să putem modifica. Pentru că este normal că consulatul este foarte frumos, care l-a făcut acum și încăpător, dar oricum nu o să facă față cerințelor. Oricum e o risipă de energie, unul care vine de la 300 de kilometri. Sunt oameni care pierd o zi de muncă ca să se ducă să facă să vină din 100 de kilometri, 200 să vină la consulat. Deci, asta este externalizarea sau informatizarea în format electronic a serviciului ar fi probabil o soluție la îndemâna oricui să acceseze serviciul. Dar eu vreau să nu pot să continui cu dezbaterea generică a filialei PSD Diaspora. Aș vrea că am prins-o acum pe Liliana Laban în studio și am înțeles că își dorește ca pe viitor, a fost deja propusă și acceptată de cele două formațiuni politice, Italia și România, PSD și PD Italia, pentru candidatura pe post de consilier, vreau să înțeleg, la Guidonia. Aș vrea să înțeleg care ar fi câteva proiecte de suflet. Îmi bănuiesc că multe trebuie să le discutați în continuare cu comunitatea locală, pentru că așa ar fi normal să vă consultați de ce au nevoie românii acolo. Dar care ar fi 1, 2, 3 proiecte de suflet pe care ai vrea să le implementezi în Guidonia, pentru românii din Guidonia? Pot să zic eu două cuvinte ca să închei situația mea generală ca președinte pe Italia și pe... Președintele tot timpul. Deci, de-aia nu-mi plac mie președinții, pe cuvântul meu. De-aia nu-mi plac. Ceea ce vreau să spun, Iana este la un început, la un proiect nou. Este de 2 săptămâni de zile președinta PSD pe Guidonia. Este normal că ea împreună cu noi și împreună cu cei de la PD să căutăm o soluție și niște proiecte cu care noi putem să mergem în mijlocul comunității. Dar asta, vreau să închei discuția mea generală, demonstrează
că o persoană ca Liana, pe care o felicităm, a avut curajul să intre în proiectul nostru și de aceea avem nevoie de alții în alte teritorii, pentru că numai așa putem ajunge la nevoile comunităților de, din și teritoriu o felicit pentru și curaj. Să putem aduce noi proiecte și să rezolvăm necesitățile românilor. Și o felicit pentru curaj și mi-ar place să o felicit într-o zi și pentru rezultate. Dar acum hai să vedem două, trei proiecte. Nu pot să pierd această ocazie eu, ca și moderator al emisiunii Români pentru Români, fără să aflu de la tine care ar fi două, trei proiecte de suflet pe care vrei să le implementezi la Guidonia. Ne-am gândit să propunem niște centre de consiliere pentru badante, pentru că problema badantelor încă este foarte grea în Italia și sunt persoane care nu au suficientă informare, nu au suficient timp, pentru că majoritatea timpului îl stă la locul de muncă și asta ar fi un prim proiect, zic, un deci, centru de consiliere de pentru badante. Consiliere care să le consilieze vis-a-vis locul de muncă, locul de muncă, drepturi și, și obligații. Tot ce este prevăzut pentru ele. Și apoi aș vrea eu personal să nu mai văd copii născuți în Italia sau care stă sau vin în Italia să nu știe să vorbească limba română. E ceva foarte grav. Aș vrea să propun cu ajutor, bineînțeles, cu ajutorul guvernului, cursuri de limba română pentru copiii născuți în Italia sau chiar și cei care nu sunt născuți și au probleme, dificultate în a vorbi limba română. Da. Bineînțeles, același lucru și pentru copiii care sunt născuți aici și știu puțină italiană și la școală au dificultăți și nu produc rezultate din cauza asta. Deci te gândești că educația copiilor cred că e foarte importantă. Un program important. Pentru comunitatea noastră, da. Da. La Guidonia eu am cunosc, nu întâmplător, am prieteni, am colegi, am cunosc foarte bine comunitatea. Într-adevăr, e o comunitate mare și cum ne-am obișnuit, de altfel, unde comunitățile sunt mari, sunt și multe probleme. Deci o să trebuiască să fii sprijinită nu doar de comunitate, dar și de colegii de partid. Și fac apel pe această cale la oamenii cu suflet, la oamenii pregătiți să vină alături de noi. Pentru că chiar avem nevoie de oameni pregătiți și oameni care să se implice și să facem ceva pentru o comunitate. Că dacă toți ne lamentăm și nu facem nimic, atunci nu o să se întâmple nimic. Din partea colegilor nici măcar nu mai se vorbește, pentru că susținerea noastră o a avut și o să aibă tot timpul. Nu, eu mă refer la oamenii noi care sigur, vor să vină sigur, spre noi, să urgent, intre în partidul nostru și să dea o mână de ajutor la proiectele noastre, poate și la altele noi, la propuneri noi pentru comunitate. Poate noi nu le-am individualizat deocamdată. Așteptăm propuneri. Iar da. În ceea ce privește Partidul Democrat, care susține, pe lista căruia Liana a fost propusă, oricum ei ne dau o mână de ajutor în ceea ce privește spațiile. Pentru că noi știți foarte bine, noi nu avem spații, nu avem posibilitatea să plătim un spațiu, să închiriem, tot timpul avem ajutorul lor prin intermediul Circolo PD din zone, din Guidonia, din Borgheziana, din Roma, cum în anumite cartiere, și avem tot timpul acces la spațiile lor și ajutorul lor. Da, cred că poate să fie o bună școală de formare politică pentru voi, cei care lansați, da. Colaborarea și cooperarea cu italienii. Italienii sunt buni, nu putem să le negăm nimic, adică în ale politice, cred că sunt cei mai buni. De multe ori urmăresc un consilier dintr-o primărie mică, discursul, dicția, programele, proiectele care le are în curs, cum se luptă, cum se bate pentru comunitatea lui și nu-i găsesc echivalentul în Parlamentul României. Deci eu zic, domnule, ăsta e un consilier dintr-o primărie de câteva mii de oameni și e mai bun ca un parlamentar român. O care mentalitate mult mai deschisă. Păi, exact, încercăm și noi. De acest motiv vă invit să... E același lucru, le învățăm și vrem să le ducem acasă, să efectiv profesionalismul. Și nu numai în politică. Și în activitatea colegilor, prietenilor noștri de zi cu zi, în muncile pe care le fac, experiența dobândită în Italia, în Spania, în diaspora, oriunde au fost, să o ducem acasă și efectiv să punem să aplicăm ceea ce am învățat, să ducem acasă. Organizați, pentru că dacă stăm și ne gândim, este o mai mare disciplină în afara țării în ceea ce privește
munca și modul în care se muncește și efectiv și chiar modul în care se face politică. Nu, eu cândva, cu ani în urmă, mă gândeam să mă bag în politică. Și am început să citesc biografia unor politicieni consacrați italieni. Și am rămas surprins că 99% dintre ei au început de la lipit afișe. Sigur. Deci au început de la zero, au început să lipească afișe și au ajuns parlamentari, miniștri valoroși ai Italiei. Deci asta aș vrea să se întâmple și în România, să văd oameni care evoluează, nu care sunt catapultați în politică. Care au trecut prin toate stadiile, efectiv, de la munca de jos, au început, au învățat și au și furat, din experiența altora. Exact. Și au învățat din experiența. Haideți să vedem că în emisiunea noastră am obișnuit respectatorii noștri ca în fiecare emisiune să avem prin telefon prezența unui ministru valoros, unei personalități valoroase din clasa politică românească. Săptămâna trecută a intrat domnul ministru Angel Târvăr, care din păcate nu a reușit să rămână foarte mult cu noi prin telefon datorită conexiunii telefonice foarte slabe, dar sperăm ca de această dată să avem mai mult noroc și îi dau bun venit în emisiunea noastră domnului Liviu Marian Pop, ministru pentru dialogul social. Bine ați venit în emisiunea noastră, domnule ministru! Bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație, salut invitații de toți, cum și pe toți telespectatorii dumneavoastră. Excelent! Să știți că avem o emisiune, un special astăzi, încercăm să dăm vocea celora care nu au. În studio sunt niște colegi de-ai dumneavoastră, inimoși printre altele, oameni care au decis să reprezinte și să facă o politică pentru românii din Italia. Oameni care au înființat aici la Roma filiala Partidului Social Democrat Italia și iată că astăzi am avut o discuție foarte deschisă și am înțeles câteva dintre programele care le au și proiectele pentru comunitatea noastră. Mă bucur că ați intrat prin telefon cu noi pentru că de la dumneavoastră vrem să auzim și cum vedeți dumneavoastră dialogul social între diaspora românească, în cazul de față, cea din Italia și românii de acasă, pentru că de-a lungul timpului, datorită unor fenomene, cum bine știți, se creează din ce în ce mai mult o barieră, un perete între românii din diaspora și românii de acasă. Cred că aici trebuie să interveniți dumneavoastră cu profesionalismul și proiectele pe care le-ați prezentat deseori public foarte valoroase. Da, în primul rând, dați-mi să mulțumesc lui Florin Tătaru și tuturor colegilor din PSD Italia, pentru că am avut deosebită plăcere zilele trecute să stau cu ei de vorbă, să mă întâlnesc cu ei în Roma. Și cred că de aici trebuie să plecăm, de la relațiile interumane pe care trebuie să le avem între români și precum pe seapă ei în lume. Am învățat în general să aducem, din păcate, doar elementele negative și în politica românească și în politica internațională. În România discutăm și povestim mai mult de ceea ce este rău, în loc să luăm ceea ce este bun, elementele de bună practică și să le aducem în țară sau să le mișcăm dintr-un județ în altul. De aceea și mentalitatea noastră trebuie să o schimbăm radical. De aceea este nevoie de o nouă clasă politică, un alt tip de politician. Nu cred că mai putem să facem această politică cu misiune scurtă, în sensul în care între parlamentar și primar există ruptură, nu există o colaborare între guvern și parlament la fel. Iar ceea ce am văzut în ultimii 3 ani de zile este un lucru bun. Există colaborare, problemele de jos ajung foarte repede pe masa ministerului și aici eu cred că e rolul important al ministerului pentru dialog social. E foarte important să aduci la masă patronul cu lucrătorul, să aduci cetățeanul simplu cu ministrul, dacă vreți, sau forțe parlamentare. Cu cât vom face mai mult și mai bine acest lucru, cu cât serios în ceea ce facem, cu atât cu toții vom avea de câștigat. Da, să știți că avem nevoie tot mai mult de o comunicare cu statul român, am putea spune, și avem nevoie de un program prin care, un program de dialog social prin care românii din diaspora
să aibă locul lor acolo. Adică, mai bine spus, repet, e nevoie de un dialog continuu, de o prezență continuă a acestor programe și o prezentare continuă a acestor programe în rândul românilor din diaspora. Și invers din diaspora, iată că aveți un exemplu pozitiv, aceste filiale PSD în diaspora, să transmitem acasă programele, proiectele noastre, așa cum le vedem noi, cum le înțelegem noi aici în diaspora, pentru că deseori pot fi alternativa cea mai bună la unele politici greșite din țară. Absolut. De altfel, cele două proiecte europene pe care Ministerul pentru Dialog Social le face la nivelul Uniunii Europene, să-i spun, România suntem noi, acele infochioscuri pe care le ducem și în Italia și în alte țări membre ale Uniunii Europene, unde sunt comunități mari de români, o să le extindă. De aceea, cu acest proiect nu facem altceva decât să mergem mult mai aproape de comunitățile românilor din diaspora. Și cred că este un pas important înainte. Însă nu este suficient. Trebuie, evident, să identificăm problemele cu care se confruntă ei acolo, să vedem noi ca și stat ce facem pentru ei. Eu vă pot spune că avem în ambasada din Roma 2 atașați pe coleme de muncă. Dacă mai e nevoie de altă problemă, de altă personal, cu siguranță vom reveni. Iar politica, să discutăm politica și cu administrația. Sunt două elemente care se suprapun. Evident, eu fiind membru al Partidului Social Democrat, voi încerca să duc toate problemele prin filiara PSD de acolo, indiferent în ce provincie este și cum este. Chiar dacă în spatele acestei filiare poate sunt oameni care nu sunt membri de partid sau chiar sunt la alt partid. Important e ca să rezolvăm problema comunității, nu a fiecărui individ în parte. Problema fiecărui individ în parte o rezolvă cei care sunt acolo, dar pentru națiunea română e foarte important să ducem legislația cât mai aproape de român, pentru că până la urmă asta e marea problemă, a respectării legislației. Toate abuzurile care sunt acolo trebuie evitate, precum și în România. Și vă asigur că, din punctul de vedere a Guvernului Ponta, a Guvernului României, proiectele pe care le-am început le ducem mai departe și mai avem și alte proiecte pe care le putem implementa în Italia, pentru că discutăm astăzi de Italia, cu siguranță dacă comunitățile de acolo, Partidul Social Democrat ne va comunica ce probleme au românii de acolo și cu ce poate să ajute statul român. Pentru că asta, până la urmă, este obligația principală a fiecărui politician să facă o legislație și să facă condiții mai bune pentru fiecare român. Vă dau un exemplu. Săptămâna aceasta am redus TVA-ul în România, în așa fel încât avem cel mai mic TVA după Luxemburg și Malta în Uniunea Europeană, ca și TVA mediu, pe alimente și pe produsele, pe celelalte produse. E primul pas înainte. Avem programul prima mașină, prima casă. Sunt programe făcute pentru românii care se întorc acasă din diaspora. În același timp avem program pentru finanțarea primei firme din România, start-up-urile, cum le spunem, bani de aproximativ 70.000 de euro. Sunt convins că măsurile economice pe care le-am luat o să-i facă pe cât mai mulți români să vină acasă, în condițiile în care am crescut salariul minim cu 50% față de ce am avut acum 3 ani de zile. Dar, ca și orice lucru sănătos, nu se poate face de pe azi pe mâine. Trebuie să așteptăm ca aceste măsuri pe care le-am luat să producă efectul. Și în principal românul, oriunde se află, e mai dorit să fie cât mai mult în România, acasă la ei, pentru că asta e bine și frumos, să fie respectat și să se spună clar despre ea, așa cum se spune în mare maturitate, e român, e om de încredere, ne putem baza pe ea. Da, să știți că vă dau o veste bună, 99% dintre românii din Italia sunt oameni de bine, români de încredere. Vă mai spun că avem aici aproape 65.000 de firme înființate de români și că aceste firme contribuie la PIB-ul Italiei cu aproape 1,8%. Transformată în România, care este de 10 ori mai mică, ar însemna de 18%. Iată de ce vă lansez, prin intermediul acestei televiziuni a noastre, un apel. Chiar vă rog să studiați cu atenție programul nostru, care l-am lansat acum în februarie, programul Camerei de Comerț și Industria României în Italia, prin care redăm încrederea investitorilor români în economia românească. Cred că Ministerul pentru Dialog Social poate să vină partener în acest program. De ce? Pentru că ar îmbunătăți inclusiv dialogul între
instituțiile statului român care au nevoie de acest program și societatea românească din străinătate, adică investitorii români din diaspora. Da, m-am uitat puțin peste programul dumneavoastră, mărturisesc, pentru că timpul a fost foarte, foarte condensat în activitatea mea în ultimele săptămâni. Eu vă pot spune că măsurile pe care noi le-am luat prin codul fiscal concurează bine de tot politica economică a Italiei. Eu am avut două întâlniri importante săptămâna aceasta, de fapt, alaltă ieri în Roma. M-am văzut cu secretarul de stat de la Ministerul Educației, cu secretarul de la Ministerul Muncii, cu președintele Comisiei de Muncă din Senat, din Camera Deputaților. În România, prin noul cod fiscal, am dat de facilități mult mai mari decât multe state ale Uniunii Europene. Gândiți-vă, impozitul pe profit coboară la 14%, TVA-ul la 19%, impozitul pe dividende la 5%, lucru care va duce ca prin Camera de Comerț Română-Italiană și Italiană-Română, pentru că avem în oglindă și în România Camera Română-Italiană, să nu să adaptăm legislațiile în așa fel încât firmele să lucreze cu taxe cât mai puține, să facă locuri de muncă cât mai multe și tuturor românilor și italienilor să le meargă mult mai bine. De aceea eu vă asigur de tot sprijinul în derularea programului și poate împreună cu dumneavoastră, cu alte ONG-uri, cu, am discutat cu colegii mei din Partidul Social Democrat, cu Florin și cu echipa lui, putem să punem proiecte europene pe care să le finanțăm cu ajutorul instituțiilor statului, adică cu ministerele de resort, iar Ministerul pentru Dialog Social este un partener deschis pentru toți cei care doresc cu adevărat să rezolve problemele cetățenilor europene. Domnule ministru, iertați-mă, Florin Tătaru vrea să vă întrebe ceva. Domnul ministru, vă mulțumim foarte mult pentru sprijinul care ni-l dați și pentru imaginea pe care ne-ați adus-o cu prezența dumneavoastră aici în Italia. Atunci și eu mă apropii despre închiderea acestei conversații, întrucât timpul ne expiră, și vă mulțumesc în numele acelor 356.000 de telespectatori care ne privesc în acest moment, domnule ministru. Și vă mai așteptăm fizic în emisiunea noastră la Roma. L-am pierdut pe domnul ministru. Sper că ne-a auzit. Dar, într-adevăr, pare că știe despre ce este vorba, cunoaște situațiile noastre de aici. Ar trebui să-l avem fizic aici în emisiune. Alo, mă auziți? Da, domnule ministru, iertați-mă. Nu vă mai auzeam. V-am mulțumit în numele acelor peste 350.000 de telespectatori care vă privesc în acest moment. Eu vă mulțumesc și așa cum i-am promis domnului președinte Tătaru, când ajung prima dată în Italia, cu mare drag sunt platul la dumneavoastră și ajung și cu veste bună, pentru că vreau să dezvoltăm parteneriatele, ONG-urile, sindicatele și patronatele din Italia. Vă așteptăm aici la noi, vă așteptăm în cursul verii pe 29 iulie la Expo Milano și în octombrie iarăși Camera de Comerț și Industria României în Italia. Sper și cu sprijinul dumneavoastră al Ministerului care îl reprezentați să organizăm niște evenimente de mare amploare tot la Expoziția Mondială de la Milano, unde trebuie să ne arătăm ca adevărata noastră valoare ca și țară, dar și ca comunitatea românilor din Italia. Da, încerc, nu promit, pentru că nu am făcut să promit niciodată, încerc să ajung la dumneavoastră și să contribui și eu cu experiența și cu expertiza echipei mele de la Ministerul pentru Dialog Social, ca să avem o reprezentare cât mai bună la nivelul celor două acțiuni pe care le-ați menționat dumneavoastră. Vă mulțumim că existați, domnule ministru. Vă așteptăm la Roma în emisiunea noastră. Eu vă mulțumesc că dumneavoastră existați acolo pentru românii din Italia. Succes în ceea ce faceți, multă sănătate, să dea Dumnezeu să ne vedem numai la bine. Doamne ajută! Doamne mulțumim, ajută. Domnul ministru! Deci, telespectatorii deci care mă privesc acum aici, gata, teleacă-i PSD. Nu, nu sunt PSD. Nu, încerc să am un dialog civilizat. Deci așa cum ai văzut, scuză-mă că te întrerup, și așa cum ai văzut, până acum organizația PSD Italia a funcționat și fără să fie mediatizată, să apară la televizor. Și toate aceste programe, îmi dai un care bobărnac acum, am domnul ministru și alți miniștri care vor veni aici și proiectele care se vor lua pentru comunitatea de români, este meritul echipei noastre Italia. Hai, mai adune niște miniștri aici. O să vină, la cerința noastră să vină. Adu aici, pentru că trebuie discutat aici. Pentru că noi, de la 10 filiale care am fost până acum în Italia, suntem 29.
și o să mai deschidem mai multe, pentru că avem oameni valoroși și curajoși care vor să intre în clasa politică și vor să lupte pentru interesele comunității. Nu vrem să facem, să adunăm voturi. Dar nu-i aduce în preajma campaniei electorale, pentru că atunci nu prea mai au loc. Și preajma vin și acum, uite, acum, ai văzut. În perioada asta. Acum două zile era venit. O să vine doamna Rovana Plumb. Pe 9-10, vedem în funcție de programul dânsei, să vină aici la televizor. Asta e... Dar dânsa va fi în mijlocul comunității. O să mergem la Sețe, o să facem la Roma și încercăm să vină și la televizor. Că dacă nu-i aduceți aici, imaginea PSD-ului va rămâne aceea. Cu toți corupții care fac drumurile pe la DNA, cu cei care sunt în pușcării la Beciu Domnesc, cum mai nou. Imaginea în Italia, dacă nu-i aduceți pe oamenii ăștia aici, să vorbim aici, în direct, să dezbatem. Ăsta e proiectul nostru. Diaspora, noi suntem PSD Diaspora. Nu suntem cei din România, clasa politică. Nu vorbim de PSD, vorbim în general de clasa politică. Majoritatea pedeliștilor care stau și ea în pușcărie. Dar noi nu avem noi treabă cu ea. Noi vrem fapte, nu vorbe. Deci, din câte vezi, încercăm să aducem faptele. Dacă cu ajutorul tău și ajutorul mass mediei să se publice, cum a zis și domnul ministru, deci, numai lucrurile rele. Noi suntem obișnuiți să luăm lucrurile negative, să le publicizăm. Și cele pozitive sunt Am spus telespectatorilor tuturor că se schimbă radical programele Dacia TV. Așa vor fi. O dezbatere corectă. Nu neapărat vărsare de sânge. Și vă spun, cine vrea vărsare de sânge, are o grămadă de televiziuni să privească. Poate să vadă toate televiziunile din România, că acolo se găsește vărsare de sânge. La noi, la Dacia TV, vom încerca să fie mai puțină vărsare de sânge, mai puțină îndoctrinare, mai puțină minciună, mai mult adevăr. Asta încercăm să facem. În emisiunea asta, atât timp cât o voi conduce eu, asta se va întâmpla. Ne bucurăm, pentru că ar fi de ultimă oră să stăm împreună cu ceilalți colegi din diverse partide politice, efectiv, astăzi a fost vorbă. Astăzi a fost PSD-ul, săptămâna viitoare va fi PNL-ul, peste vreo două săptămâni va aduc PNL-PSD. Vreau să spun că la ultima ședință care a fost la noi la București cu PSD, pentru PSD Diaspora, o rugămintea noastră expresă a fost ca toți oficialii din partidul nostru care vin în vizite de lucru la Roma, în Italia, dacă nu au timp să ne includă în acel orariu de muncă, măcar după orele de program să ne întâlnim și să ne expunem. Dar nu la o șampanie de 3.000 de euro. Nu de 3.000 de euro. Dacia lucrează, nu avem noi probleme, v-am mai spus. Cine? Premierul? Sau cu Sebastian Ghiță au băut șampania? Păi da, dar acolo Miga scria pe Scontrin sau pe... Ăsta scria Victor Ponta. Era un scontrin. Un bun cristal, da? Care fiecare poate să le ia. Dacă era unul de la servicii pus acolo și uite cât au băut ăștia. Pentru că aveți orariul destul de flexibil după amiaza și pentru noi este un bine, că în cursul zilei știți foarte bine. Dar facem emisiuni și noaptea, 24 din 24. Nu e o problemă. Televiziunea asta este venim direct deschisă, 24 din 24. Auzi, eu cât am energie. Eugen, eu aș dori să văd un panelist sau un pedelist că vine aici și spune: da, mă, colegii noștri au greșit, au făcut rău României, au făcut. Uită-te la ei și analizează. De câte ori inviți aici, ei nu îți spun treaba asta. Ei, că n-au ce să spună și n-au ce să zică, ca să nu denigreze pe ei, scoate lucrurile negative în fața al PSD-ului. Uh-huh. Ai observat chestia asta? Da, să ia din pontă, da. Uite, eu, colegii mei, a greșit Rus, am ieșit primul în ziar, am spus demisia. Dacă greșește, cine greșește, colegii noștri în guvern, da. Dar nu putem scoate numai lucrurile negative a acestui guvern ca să ascundem noi, cum se spune, Supreș anumite lucruri. Eu mă întreb că în omul ăla, în Rus, zăcea de mult timp o răutate împotriva diasporii. Pentru că să folosești, să faci afirmațiile alea, să spui, domnule, că ăia de golani și nevestele lor sunt curve în țară, E grav. Omul ăla zăcea, ori era beat, ori nu știu. Grav, dar vreau să spun, reacția noastră a fost contra. Ați fost corecți. Peneliștii, dacă fac sau au greșit, uite-te unul care iese și spune: da, mă, aveți dreptate, au tăiat pensiile, salariile când spuneau că nu sunt bani și ei furau Microsoft-ul. Uite-te la ei că nu spune nimeni. Încearcă să
Atunci ce politică facem? Hai să facem politica, să apărăm persoanele. Facem politica de interes al țării, pentru că eu ca Partid Social Democrat, pe lângă când fac doctrina politicii sociale democrate, interesele comunității, că și noi suntem, și noi am venit la 18 ani în Italia, și noi am trăit, și noi ne lovim de problemele ca să lovesc toți care trăiesc în Italia. Dar și România e țara noastră. Și noi vrem să vedem că, într-adevăr, ne întoarcem acasă și e bine. Nu cred că eu nu sunt de acord să văd în România salarii de 2000 de euro sau lucrurile că merg bine, că se fac autostrăzi. Nu cred. Îmi atrag atenția colegii mei din regie că am depășit cu 8 minute emisiunea. Și ce dacă? E a noastră televiziune. Facem ce vrem. Puteți ne lăsați mai... până la și un sfert. Până la și 25. Până la și 25 vreau să vă rog să ne lăsați până la și 25, pentru că vreau să am de la invitații mei din această după-amiază un gând bun, o părere, un proiect, un mesaj către telespectatori, ceea ce își doresc ei, cum doresc ei să folosească mai bine aceste 2 minute 3 de fiecare. Deci eu le transmit telespectatorilor care ne văd din toată Italia sau unde se vede această televiziune. Cei care vor să se alăture nouă, ne găsesc pe Facebook, ne găsesc pe PSD Italia, unde poate să ia contacte cu noi, să putem deschide cât mai multe filiale, unde sunt comunități, unde putem lupta pentru drepturile românilor din Italia. Și vreau să-l completez pe domnul președinte, poate să ne apeleze și pentru alte probleme, nu neapărat să vină la noi. Îi ajutăm în orice condiții, cine are nevoie de informație, de orice altceva, poate să ne contacteze și în limita posibilităților noastre îi ajutăm. Pregătiți-vă pentru dățile următoare sau pe când, unde puteți să lăsați contacte de telefon și astea, dacă nu aveți acum în studio, cel puțin. Sunt pe Facebook, pe PSD Italia, pe profilurile personale, ne găsesc. Și dacă nu ne găsesc, poate să dea un telefon și la dumneavoastră să întrebe unde găsește PSD Italia. PSD Italia e simplu. Nu mă plătești în PSD să le fac secretaria deocamdată. Nu. Glumeam. Știți, eu sunt răutăcios, răspund exact cum gândesc, nu stau. Când ne-am spus iar tu, pentru că în afară faptului că e președintele PSD, ne cunoaștem de foarte mult timp și îmi permit să zic iar tu. Asta e. Poate să se supere domnul Tătaru pe mine. Asta e. Nu mă supăr, nu. Dorin Petru și cu Cristi... Pentru cei din Borgheziana, pentru că eu sunt președintele filialei din Borgheziana, un cartier cu foarte, foarte mulți români, chiar sunt foarte mulți rezidenți. Ceilalți rezidenți nu știm pe toți, dar oricum sunt foarte mulți. În viitorul apropiat, cu ajutorul PD-ului, care e Circulo Borgheziana, o să ne ajute și o să ne pună la dispoziție chiar circulul lor pentru a ne face sediu PSD Diaspora Borgheziana. Toate problemele care o să fie de informare, de contact, de înscriere, de orice relații, pentru că o informație nu costă nimic și o putem da oricând. Dacă nu știm neapărat, o să ne informăm și o să putem informa toți prietenii, colegii și toți românii din zonă, ca să aibă toate informațiile utile și necesare să rezolve problemele lor. Deci în curând și vom anunța, prin intermediul dumneavoastră a televiziunii, prin intermediul rețelelor de socializare, toate contactele noastre și locul unde ne pot găsi. Da. V-ați întrebat mai devreme dacă se plătește ca să te înscrii în organizație. Nu, deocamdată nu se plătește, dar este probabil nevoie și de așa ceva. Deocamdată, fiecare care are nevoie... Dar mergeți pe o chestie democratică, cum în America, donații, chestii din astea, nu? Sigur. Da, avem nevoie și de așa ceva. Probabil, sigur, sunt nenumărați români care ocupă o poziție destul de importantă. Dacă se cred reprezentați de organizația noastră cu privire la interesele lor personale, sociale și cred că se pot implica mai mult decât direct în organizație și vor să devină membri activi, îi rugăm să ne contacteze. Dacă se poate să contribuie, e binevenit, nu e nicio problemă. Sigur avem nevoie și de așa ceva, pentru că, repetăm, ceea ce facem noi este voluntariat. Pe banii noștri, pe buzunarul nostru, n-am cerut niciodată la nimeni. De fiecare dată când ne-am dus la București, am zis, n-am venit să cerem, am venit să dăm.
Noi câștigăm experiență aici, trăind, implicându-ne în politica din statul respectiv, probabil avem mai multă experiență în cazul în care ne vom întoarce acasă și se va crea o colaborare mult mai bună. Asta vrem să reușim să facem, să ni se deschide o ușă, să aducem înapoi persoanele care au plecat, care au părăsit România și sunt adevărate valori. Din păcate, dacă noi ducem toți românii acasă, nu toți, ce dar... o să facă filialele PSD? O să rămână fără membri? Nu e nicio problemă, măcar să se ducă acasă. Va câștiga România. România care... Bănuiesc Eugen, nu, deci persoanele care se întorc acasă și să membrii PSD Diaspora Italia, dacă ei vor, pot să rămână membrii PSD Italia. Deci... Ne susțin din altă parte. Ne susțin de la distanță. Deci, cum am susținut noi pe cei dragi... Susținem noi politica, clasa politică din România, din Italia. Dacă e să votăm, votăm la ambasade, nu? Deci... Și vreau să nu, încă o completare la ce a spus colegul meu Dorin, să nu se uite că efectiv tot timpul la alegerile, la când sunt alegerile prezidențiale, de orice natură, PSD-ul Diaspora, PSD-ul Italia, ocupă un loc important în comisiile de vot. Deci stau 20, știți cum funcționează, stau 24 de ore pentru 20, nu este suma simbolică de 20 de euro. De fiecare dată 23. Ce trece ziua de vot, zicem, e ultima dată. În schimb, noi de fiecare dată mergem pentru că așa gândim noi că trebuie să susținem și să ajutăm, să punem umărul la, mai ales acum în 16, colega noastră a avut chiar probleme serioase la consulat, deci știți că a fost aglomerația care a fost. A fost pentru prima dată într-o comisie de vot în diaspora și era un pic frică. În schimb, nu e chiar așa de greu. Pentru că situația era complicată. Situația a fost un pic dificil. Da, eu chiar vreau să-i urez succesul Iviana Laban pentru viitorul politic care și-l propune, pentru programe, proiecte, ce trebuie să facă la Guidonia. Comunitatea de acolo chiar are nevoie și sper să fie la înălțime. Vă urez succes vouă. Mulțumim. Să fiți uniți, să apărați interesele românilor, să încercați să cooperați cât se poate mai mult cu alte partide italiene, pentru că, din punctul meu de vedere, cuvântul pe ordinea de zi, în toate emisiunile noastre, în toate dezbaterile, ar trebui să fie cooperare. Pentru că prin cooperare se pot obține rezultate importante, se pot sprijini proiecte importante, putem prin cooperare să avem chiar și niște rezultate importante. Rezultate, mă refer aici la reprezentativitatea românilor. Români de-ai noștri care să ne reprezinte în instituțiile statului italian, în instituțiile statului român. Eu vă mulțumesc. Nu aș vrea să încheiem înainte să menționăm că astăzi, 26 iunie, se sărbătorește în toate țările membre ale ONU Ziua Internațională împotriva consumului și traficului ilicit de droguri. Și mulți semeni de-al nostri au probleme cu așa ceva și dacă ne cer ajutor, o să încercăm să-i ajutăm și în privința asta. Da, iată, este un mesaj puternic acela împotriva drogurilor. Felicitări! Trebuie să ne gândim că sunt, din păcate, mulți români, italieni, consumatori și dependenți de aceste otrăvuri. Trebuie să încercăm să ne educăm copiii într-așa fel încât să nu ajungă dependenți, să nu ajungă consumatori de aceste otrăvuri și să reușim, dacă putem, să dăm un sfat acelora care au căzut în această nenorocire, să se ajutăm cu o vorbă bună, poate contribuie la renunțarea dependenței. Stimați telespectatori, eu vă mulțumesc pentru că ne-ați urmărit și în această după-amiază. Vestea bună am primit-o, că sunteți mulți, peste 300.000 care ne urmăriți și mulțumesc colegilor din regie care monitorizează cu multă atenție tot ce se întâmplă. Dacă cumva nu am fost la înălțime și emisiunea noastră nu a fost așa cum v-ați dorit-o dumneavoastră, vă rugăm să nu abandonați ideea, să renunțați să ne mai urmăriți.
încercați să ne sugerați, să ne transmiteți mesajele dumneavoastră, gândurile dumneavoastră, propunerile dumneavoastră și noi vom încerca să mulțumim pe toată lumea. Deocamdată vă mulțumesc personal, vă urez o seară minunată, la revedere!